să începem, dați-mi voie să vă invit să ne ridicăm și să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, lăsați-vă să numele Tău, e împărăția Ta, făcă-se voia Ta, atât în cer cât și pe pământ. Pune noastră cerătate zilei, dă-ne nouă astăzi și ne iertă nouă păcatele și greșelile, cum noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și mândria. Numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Părinte, binecuvântează! Doamne Dumnezeu nostru, binecuvintează întâlnirea noastră, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cu traducere liberă, de Evanghelie. Este un moment de bucurie. Și momentele de bucurie m-a învățat Părintele Constantin Acula să închid ochii și să închipui cerul albastru, și așa pot să transform colțul albastru în cer albastru. Nu este vina noastră că suntem într-o sală, poate mult prea mică față de dragostea pe care o avem în suflet, și ar trebui să avem mai multe locuri. Am fost la Palatul Culturii și da, foarte frumos, n-am mai pomenit. Nu se poate. Am fost la Teatru Național. Extraordinară idee. Nu se poate. Am venit aici la Casa de Cultură Mihai Eminescu și cu ajutorul colegilor și prietenilor și cu ajutorul celor care au încă o sclipire, am reușit să construim din resurse și prin forțe proprii acest eveniment. Și dați-mi voie ca la pomenit, dar trebuie să fiu politicos și să le mulțumesc tuturor celor care un centimetru au mișcat ceva în orașul acesta pentru ca acest eveniment să aibă loc. Partenerul evenimentului este RUA, Români Uniți Acasă. Mulțumesc, Doru Borșan, vă rog frumos să-l aplaudați. Asociația Muguri de Lumină, condusă de prietenul meu Călin Pintea, este acolo, vă rog frumos să-l aplaudați, că inima mai mare în Târgu Mureș, credeți-mă că, da, poate mai găsim, dar sunt puține. Fac parte dintr-o echipă care conectează toate primăriile din România și sunt peste 3168 de primării și primăriile, da, câteodată sunt spădite, câteodată sunt lăudate, în funcție de cine conduce primăria pe acolo. Dar primăriile ce sunt? Sunt emblemele localităților și ale comunităților. Ghidul primărilor, Ciobi, George, fetele, mulțumesc foarte mult, acolo sunt fetele frumoase. Cotidianul zi de zi, Alex Tot și Aurelian Grama, întotdeauna când este vorba de cultură sunt alături de noi. Ileana Sandu, Cuvântul Liber și toată echipa de acolo, mulțumesc mult. Televiziunea M9, televiziunea City TV, Radio Târgu Mureș, colegii mei cu care pe 34 de ani, din 23 decembrie 1989, încercăm să vă aducem știrile, fie bune, fie rele, dar întotdeauna exacte. Mulțumesc, Radio Târgu Mureș, pentru această oportunitate. Este o întâlnire prietenească. Vedeți, peste câteva zile aici va fi un alt fel de eveniment cu tineri, cu doamne, cu oameni deosebiți, TEDx Cornișa, prietenul meu Sergiu Zereș este aici și îl salut. Va vorbi despre valoare, va vorbi despre construcție, despre intenții bune, despre gânduri. Va fi doamna Maia Morgenstern aici și îi fac un pic de reclamă pentru că merită, este un prieten bun. Mulțumesc mult, Sergiu, pentru prietenia ta. Teodor, împreună cu tinerii ortodoxi, Părintele Florea, Iuliu, uitați-l acolo, el este omul care a inventat, să zic așa, clubul acesta al tinerilor ortodoxi și i-a adunat pe tineri și le-a spus că un gând bun, o rugăciune și mersul la biserică nu strică, credeți-mă. De la primărie vreau să, punctual, să mă gândesc la niște oameni care, dincolo de toate aparențele, întind o mână de ajutor. Spatele într-o credință, Aurel, Zenovia, Vali Secheres, uitați-l aici la butoane, că e... Gândul nostru, Domn Părinte,
Este vorba despre noi, despre a învăța să facem bine, să fim mai buni, să ne ajutăm între noi. Asta încearcă să facă Rural Român Uniți Acasă, ecosistemul pe care l-am creat împreună cu familia mea și după aceea familia a crescut, a crescut, a crescut și astăzi suntem câteva sute de mii și mă mândresc cu toți. Și aș vrea ca și voi să fiți alături de noi, pentru că noi, prin acest ecosistem RUA, nu facem altceva decât să ne spunem povestea pe care nu am știut să ne spunem până acum. Cine suntem noi români? Să ne știe toată planeta că suntem altfel decât suntem percepuți. Vă mulțumesc că suntem alături de noi. Încă o dată, domnul Părinte, în multe ocazii stau o oră de vorbă cu dânsul. Am câștigat viață astăzi. Așa cum sper că toți împreună să câștigăm. Vă mulțumesc! Am uitat, pentru că, da, sunt și timid și uituc și dacă nu-mi iau medicamentele, lecitina uit. Mai este încă un partener care a pus suflet și pune suflet, cu toate că, mult zic, mă, sunt niște oameni care îs cu situații, cu firme, cu una alta și poate sunt egoiști. Nu. Clubul Rotary din Târgu Mureș pune suflet în foarte, foarte multe acte caritabile și nu își face reclamă. Consideră că, așa cum scrie și în Evanghelie, fapta bună trebuie făcută pe ascuns. Mulțumesc celor de la Rotary pentru că sunt alături de noi și au creat această direcție frumoasă de voluntariat. Acum, în presa mureșană, există oameni care practică această meserie de foarte mult timp. Una dintre colegele noastre dragi este Dorina Matiș, care, dincolo de presă, ea lucrează la Agenția Națională Agerpres, dincolo de presă, dincolo de știrile pe care le furnizează, a scris și o carte în care ne învață un lucru extrem de greu, iertarea. Să încercăm să iertăm. O să o rog să ne spună 5 minute câteva cuvinte despre cartea ei. Bună seara! Pentru cei care nu mă cunosc încă, sunt Dorina Matiș, așa, fostă Dorina Buzilă, înainte de căsătorie. Da, am lansat această carte, Îngerul meu Gabriel, în luna mai, și spre în acest an, și spre surprinderea mea, cartea a avut un succes extraordinar. Este foarte cerută, este bestseller pe unele site-uri specializate în vânzarea de carte. Altele nu au acceptat-o în prima fază, neavând 20 de titluri publicate, așa cum mi s-a spus. Acum o doresc. Am lansat-o la Târgu Mureș și la Alba Iulia împreună cu domnul profesor Constantin Dulcan, cel care prefațează cartea respectivă. Am lansat-o la Cluj-Napoca, la Festivalul Internațional de Carte, am lansat-o la Târgu Mureș mai întâi și am prezentat-o de mai multe ori cu diverse ocazii la diverse festivaluri. Este o carte despre iubire și iertare. Nu este scrisă într-un mod preoțesc. De aceea mă gândeam oarecum că publicul care a venit astăzi aici a venit pentru Părintele Necula, căruia îi mulțumesc că mi-a permis să vorbesc în deschiderea conferinței domniei sale. Vă mulțumesc! De asemenea, vă mulțumesc, dragi colegi, Neluțu și Călin, pentru că m-au invitat să prezint această carte despre iubire și iertare. Când am fost invitată, mi-au spus, te rog să vii să ne spui cum ai văzut tu iubirea și iertarea în cartea ta. Așa cum scriu în această carte, este un ghid de vindecare, este un ghid practic pe care fiecare dintre noi, în anumite ipostaze, în anumite situații cauzate de despărțiri, nu neapărat numai din relații afective de iubire, ci și în urma decesului unui partener, poate aplica anumite tehnici. Iar tehnicile indicate de mine în această carte sunt rugăciunea, meditația și recunoștința.
Citeam undeva că dacă singura rugăciune pe care o vom spune vreodată în viață este recunoștința, atunci am câștigat foarte mult pe plan spiritual. Eu, de multe ori, înainte să scriu această carte, eram întrebată de către clienții mei, eu practicând și hipnoterapia din anul 2017, așa am ajuns în contact cu aceste persoane care sufereau de pe urma despărțirilor. Cum poți să știi că ai iertat? Și mi-am pus la un moment dat această întrebare, cum poți să știi că ai iertat? Atunci când întrebi lucrul acesta și vorbești cu tine, afli și răspunsul. Atunci știi că ai iertat, în momentul în care poți să te bucuri, atunci când te gândești la persoana care te-a părăsit, indiferent de circunstanțe, atunci când poți să-i spui, te iert, te binecuvântez și te iubesc, măcar mental. Nu e neapărat nevoie să spuneți persoane plecate lucrurile acestea în față, dar dacă mental veți reuși să spuneți, te iert, te binecuvântez și te iubesc, vă garantez că vă veți elibera. Pentru că, așa cum probabil știți, iertarea pe care o oferim altora, de fapt, ne oferim nouă. Eu am mai dat exemplul acesta și îl voi da în continuare. Dacă persoana pe care nu am iertat-o este ca un deținut pe care noi îl păzim, îl ținem ferecat într-o celulă, iar noi trebuie să-l păzim. Iar din acest motiv nu suntem liberi nici noi, pentru că trebuie să-l păzim și nu e liber nici el. În momentul în care l-am eliberat, adică l-am iertat, acea persoană este liberă. La fel suntem și noi. Deci să știți, iertarea pe care o oferim semenilor noștri, de fapt, ne oferim nouă. Cartea aceasta vă învață anumite tehnici. Cum să iertați? Cartea aceasta ne arată și ce e iubirea și ce considerăm noi ca oameni a fi iubirea. Uneori confundăm atașamentele cu iubirea. În carte eu prezint foarte multe aspecte din care puteți să vă dați seama dacă iubiți cu adevărat sau dacă este un atașament. Dacă ego-ul nostru vrea acea relație sau dacă sufletul nostru o dorește. Este o carte care vă face să vă redescoperiți sufletele. Colegii mei mi-au spus să fiu foarte, foarte scurtă. Așa că dacă aveți întrebări, la final vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult și vă îndemn să iubiți și să iertați. Dar veți ierta cu adevărat doar atunci când simțiți bucurie, când spuneți te iert, te binecuvântez și te iubesc. Părintele Constantin Necula a scris 10 de cărți. Cea mai recentă, un dialog între el și omul de televiziune Dan Negru, a fost lansată cu vreo 4 sau 5 zile înainte să vină la Târgu Mureș, sau poate mai mult, 10 zile, dar este aici, la Târgu Mureș. Scriitorul Călin Pintea a răsfoit cartea și în 3 minute o să-l rog să vorbească despre acest volum. Sărmâna doamnelor și domnișoarelor, bună seara domnilor și bine ne-am regăsit la un nou moment de răsfăț spiritual. Cu îngăduința dumneavoastră o să povestesc despre această carte, așa că vom colora împreună un mic petic de cer. Am bucuria să vă prezint cea mai nouă floare apărută în poiana literară a părintelui Necula, cartea Printre cuvinte, între prieteni, grădinărită cu ajutorul binecunoscutului om de televiziune Dan Negru. Așadar, pescar de oameni fiind, părintele Necula ne pune în cârligul undiței sale un nou produs literar. Personal, am gustat momeala și m-am lăsat prins. Vreau să vă spun că de câte ori citesc o carte a părintelui Necula, mă simt invadat de o imensă stare de liniște și cumva lăstăresc.
Îmi place stilul relaxat, dar în același timp profunzimea mesajului. Modul în care reușește să extragă flori din călimară, dar înainte de orice, faptul că în fiecare frază se simte catifeaua iubirii lui Hristos. Cuvintele curg limpede, așa cum știți, suav, extrem de plăcut sufletului nostru, și acest cupaj miraculos de slovă, duh și idee creează, să-i spunem, un soi de eros spiritualizat, care pe mine personal mă face ca să zbor cu gândul spre înălțim. Acest miracol cumva mi se strecoară subliminal în suflet, pe lângă cuvinte, de parcă și-ar face un cuib într-un anumit loc. Ajuns acolo, se reconfigurează în diverse variante de gânduri și lumini, uneori stă și motănește într-un colț, în altă parte zburde spre înălțimi, dar de fiecare dată îmi povestește despre frumusețea lucrurilor simple. Pentru că la urma urmei acesta este rolul oricărui scriitor, să ne transforme din oameni în flori. Așadar, într-o lume măcinată de convulsii, iată că apare o rază de lumină care ne vorbește despre primatul sufletului, acest etern cavaler rătăcitor. C-o fi mult, c-o fi puțin, nu știu. Dar ceea ce știu, după lecturarea acestei cărți, este că fiecare poveste de iubire adevărată este ocrotită de bunul Dumnezeu. Pe de altă parte, cartea pe care o vedeți în fața mea este o călăuză minunată pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Îmi amintesc tulburătoarea întrebare pe care Iisus le-a pus-o apostolilor. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Și în acest moment îmi dau seama că și cărțile pot veni în ajutorul cunoașterii lui Dumnezeu. Cred că nu ar trebui să avem reticențe a priori în a ne ține departe de cărțile care au ca temă spiritualitatea. Știu, uneori limbajul sentențios, altădată abundența de termeni specifici, ne țin puțin la distanță față de mesajul care se voiește transmis. Dar cred cu tărie că există portițe de intrare în împărăția lui Dumnezeu rezervate pentru fiecare dintre noi. Rămâne doar să o alegem pe cea care ni se potrivește. Eu cam așa funcționez. Dau ocol ușor, ușor împărăției, încerc mai multe uși, și mai mari, și mai micuțe, iar când apăs pe un anumit zăvor care îmi deschide ușa, închid ochii, pășesc în față și visez. Încerc să vă dau un exemplu ca să înțelegeți puțin mai bine ce doresc ca să vă transmit. În urmă cu puțin timp am citit o carte care îmi stătea de mult timp în bibliotecă și mă tot clopoțea din când în când. Este vorba de Iisus din Nicea, cartea scrisă de un om care este un apropiat al Târgu Mureșului, iar acest minunat teolog, profesor, om de cultură, ba chiar și politician, Mihai Neamțu, ne-a dăruit o bijuterie literară. Cartea surprinde frământările și dezbaterile doctrinare din prima jumătate a secolului IV, mai precis din jurul anului 325, când a avut loc sinodul de la Nicea. Am luat cartea, am deschis-o hotărât, am început să citesc, mi-am făcut notițe, cum fac adesea ori, ba mai mult, am căutat izvoare complementare care să-mi întregească mesajul, ca să pricep fiecare element pe care mi-l insuflă Mihai Neamțu. Dar după o vreme, recunosc, am obosit. Cartea extrem de complexă, cum îi spune și titlul, Iisus la Nicea, un pic m-a descumpănit și, exceptând probabil acel pasaj care constituie o replică dată filozofului Gabriel Liceanu la adresa unei cărți
extrem de controversate acestuia, Iisus al meu, m-a făcut să-mi pun o mulțime de întrebări și să bat uneori chiar pasul pe loc. Una peste alta, cred că este o carte dedicată în primul rând teologilor, iar abundența de versete, de trimiteri punctuale, de, ce să vă spun eu, de ani, pur și simplu m-a făcut ca să am un timp de parcurgere a ei mult peste cel pe care rezerv eu de obicei unei cărți. Până la sfârșit, am ajuns la concluzia că este o carte care m-a hrănit, care mi-a arat ogorul, dar din anumite pricini, cum să vă spun, nu mi-a coborât din minte în inimă. Pe de altă parte, la câteva zile, deci mai precis, acum 10 zile, am primit printre cuvinte. Am parcurs-o dintr-o răsuflare. M-am regăsit în fiecare cuvânt din carte. Cuvântul de învățătură era extrem de prietenos. Cartea este extrem de empatică pentru sufletul meu. Și pe lângă toate lucrurile astea, m-am bucurat și am savurat din plin umorul părintelui, pe care îl știți cu siguranță. Un atribut care câteodată lipsește membrilor clerului din motive care îmi scapă. La sfârșitul lecturii, am avut un sentiment pe care probabil l-ați trăit și dumneavoastră și nu de puține ori. Că atunci când ești în concediu, într-un loc absolut minunat, unde marea este frumoasă și caldă, unde timpul este exact ce ți-ai dorit și ai lângă tine și compania dorită, ești în ultima zi și se cam termină totul și n-ai vrea să pleci. Ei bine, atunci am înțeles foarte bine că acea intrare în ograda lui Dumnezeu de care vă pomeneam poate fi făcută după măsura sufletului nostru. Așa că trebuie să o căutăm în cât mai multe locuri cu putință. Cred cu tărie că asta este una dintre ele. Mulțumim foarte mult! Părinte, intră la teologie sau nu? Pot concluziona, măcar atât, să concluzionez. Suma sumarum, concluzionând. Această carte este o șoaptă care ne vorbește despre frumusețea ortodoxiei. Înainte de orice, cartea este o poveste de iubire a părintelui Necula, care ne spune că iubind cu adevărat, curat și sincer, ne putem transforma în ceea ce iubim, adică ceva mai frumos decât persoana noastră. De aceea vă recomand cu mare, mare drag. Și acum, domnule profesor, vedeam că plec acasă liniștit. M-am liniștit, îmi făceam probleme cine o să predice, domne, la mormântarea mea. Dacă m-am liniștit. Curajoșilor. Mulțumesc tare, tare mult, Călin, da. Deci acum știu ce am de făcut. Stau o jumătate de oră afară din sală, mă lăudați, mă periați și vin la sfârșit, bine? Vreau să o salut în primul rând pe doamna prefect. Mulțumesc frumos că ați venit. Mulțumesc, Călin, foarte mult pentru ajutor. Vă mulțumesc tuturor că v-ați rupt o clipă din nebunia asta în care trăim pentru a putea să ne liniștim împreună. De fapt, gândul meu și al lui Neluț, omul lui Dumnezeu, cum îi zicem noi, când nu mă laudă, e omul lui Dumnezeu. Când mă laudă, l-a luat radiodifuziune. Gândul nostru a fost să putem să povestim împreună, să putem să gândim împreună ce avem făcut pentru ziua de mâine. Ziua de azi, gata. It's over. Mă gândeam în timp ce vorbea Neluțu despre sponsor că eu trebuie să amintesc și eu efortul unui prieten comun, de altfel, al lui Romeo Petrașciuc, cel care e afară. Îi mulțumesc lui Romeo că a putut să scoată cartea într-un timp atât de rapid și că a pus-o la dispoziție într-o formă pe care nici Dan n-a visat-o. M-am obișnuit în ultima vreme să mă tem să mai ies public, pentru că tot ce spui poate fi interpretat și folosit împotriva ta. O să țin mâinile pe masă, bine? Ca să nu fie probleme. N-am să zâmbesc. Da?
dă-te un pic mai încolo, că s-ar putea să fiu acuzat de alianță politică cu tine. Adică e un drac al șovăielii în mijlocul națiunii române, încât am început să ne urăm unii pe alții din nimic. Vă provoc la 30 de minute de înțelegerea iubirii. M-am gândit foarte mult atunci când Neluțu a întrebat ce text să punem, ce temă să punem, și ne-am gândit vreo 3-4 secunde, adică mult, pentru titlu, și am ales o chestiune în care, din care să învățăm împreună toți. Am spus-o și la podcastul nostru de la ROAC astăzi, pentru că mă bucur că am putut să iau liturghia cu mine. Azi dimineața am slujit în satul în care slujesc, lângă Sibiu, Hamba îi spune. M-a bucurat foarte mult că a fost liniște și că ne-am putut avea unii pe alții acolo în dumnezeiască liturghie, și n-am avut curaj să mă rog să iasă bine conferința asta. E o tâmpenie să spui, Doamne, ne rugăm să iasă, ce-i asta? Dar m-am rugat la Dumnezeu să nu ia Duhul Bun al întâlnirii cu Sfântul Dimitrie, și de acolo aș vrea să plecăm împreună. Sunt două icoane care reprezintă pe Sfântul Dimitrie. Și să știți că sunt vindecătoare la adresa lumii în care trăim. Din tâi, Sfântul Dimitrie călare pe cal, știți tot, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Ștefan al Ungariei, Putin n-are cal. Dar pe acolo, de salvatorul mundii. La prima vedere pare așa un pic neloial față de lumea modernă, călare pe cal. Ați văzut că în mormântarea reginei totul s-au folosit mijloace clasice de onorare. N-ați văzut niciun Boeing 787 mergând pe străzile. Nu? Există un mod de a onora cu gentilețe trecutul. Știți, Sfântul Dimitrie era ofițer de rang înalt în armată, era un tip extrem de inteligent, militar vorbind, cred că a fost profesorul generalilor ucrainieni. Și la modul în care servea armata, părea că este un supus total al împăratului pământesc. Atâta că la un moment dat, țineți minte, sunt convins că vă aduceți aminte, se opune îndrăcirii pe care dictatorul respectiv o propusese Tesalonicului. Uciderea oricărui om care poartă cu sine crucea lui Hristos. Ce vreau să subliniez este, nu vă temeți, tâmpiți au mai fost în istorie. Anticreștini, vă asigur că au fost în istorie mult mai mult decât creștini în conducere. Vă dau scris. Problema e că în vremea aceea existau și bărbați care se opuneau uciderii creștinismului din culpă. Sfântul Dimitrie așa ne apare, nu? Un soldat roman bine încotoșmănat, gata să rupă tot, unii spun că o și face. Și imaginea lui aceasta pe care noi o percepem astăzi de militar, de om care și-a antrenat ostașii să se opună neadevărului, ar trebui să ne intre bine în cap. Suntem la o zi de când am prăznuit Ziua Armatei Române. Îmi doresc ofițerii Armatei Române să fie niște Sfântul Dimitrie, gata oricând să moară, dar nu cu orice preț, ci cu prețul lui Hristos. Asta e prima icoană care o știam de acasă. Eu și bătrânica aceea care se închina, știți că era o bătrânică, se închina tot timpul, dar e drept că la icoana Sfântului Gheorghe, știți că seamănă icoanele foarte mult, ce are în plus Sfântul Gheorghe, că e balaurul sub copită, și bătrânica se închina la icoana cu îl popa când pe Gheorghe, când calul, când balaurul, când pe Gheorghe, când... Și au întrebat, ce faci, mama e? Mama, nu știu unde ajungi după ce mor. Ea se punea bine cu toate fronturile. La Dimitrie nu e cazul. Dar există o icoană care pe mine m-a pus mai tare pe gânduri și până n-am văzut-o la Tesalonic, nu am reținut-o. Un Sfântul Dimitrie frumos, tânăr îmbrăcat cu o togă învățătorească. A, pe când profesorii nu erau puși la colț de politicieni, toga reprezenta maximum de expresie democratică a gândirii libere. El are de obicei un copil sub brațul său, de unde și imaginea aceasta pe care o avem creată între Dimitrie și Nestorie, la Nestor, de fapt, care este antrenat mai departe să ducă mesajul creștin, e imaginea primului profesor de catehetică din istoria lumii. Pentru că asta arată, de fapt, că era un învățător într-o cele ale credinței. De altfel, troparul său și apoi acatistul Sfântului Dimitrie ne spune în repetate rânduri acest lucru. Prima învățătură care o tragem este simplă și bună la vremea de acum. Ca să poți să te vindeci de desacralizarea lumii în care trăim, ai nevoie de curaj și de învățătură.
Ce înseamnă curajul lui Dimitrie? Curajul lui Dimitrie este acela care face ucenici. Omul curajos care nu naște ucenici nu-i decât un laș cu ifose de om curajos. Îi vedeți cum se zbat ei când ajung la putere, cum ne dau lecții. Avem un partid care doar dă lecții și unul care doar îi se pare că ar putea face ceva. Un altul care, deși a avut la dispoziție tot timpul să facă, n-a făcut nimic și unul care, în ciuda faptului că pare că face, nu face. Deci suntem într-o primă aneantizare a curajului. Tot curajul până la șeful. Dar nu la șeful, la șeful. Dimitrie nu e așa. Dimitrie se opune unei absurdități și anume aceea negării ontologicului uman. Părintele Rafael Noica spunea că oamenii sunt ontologic creștin-ortodoxi. Să mă ierte prietenii catolici, când vom găsi un text asemănător în Biserica Catolică, subliniem și îl punem și pe ala. Ce spune el de fapt e că nu poți să trăiești uman în afara creștinismului. E curajos, trebuie să recunoaște. Scoateți creștinismul din Târgu Mureș. Ce rămâne? Nici. Pe bune, scoateți creștinismul afară din nu zic din România, că facem eforturi mărețe, nu? Pentru desacralizarea pe care noi o trăim acum, nu ne ducem postmodernism, cum se laudă mari filozofi și mari cultivatori de egouri academice, ne. Părintele Sofronie de la Essex zice mai mult decât o spune toată pleiada de falși academicieni care își învârt limba în guriță. Ce ne spune de fapt Părintele este că noi nu trăim într-un post-creștinism sau într-un post-modernism, ci într-un pre-creștinism. E ca și cum Hristos nu s-ar fi întrupat. Uitați-vă la legi, la valori morale și la atitudini sociale. Tot e ca și cum Hristos n-ar fi înviat. Ca și cum Hristos n-ar fi Dumnezeul nostru și judecătorul nostru. Am plagiat și ce? Și care e problema? Ce? Hoțul ăla, tâlharul din dreapta, n-a plagiat, că a stat tot pe cruce măgarul. A vrut el să fie Iisus. Am construit universități care n-aveau sens. Doar să ne umplem buzunarele. A, și ce dacă? Ce? A fost o parcare de interese. Exemplele pot continua. Mi-e teamă că la nesfârșit. De aceea, elementul de construcție imediat următor, curajul, este conținutul mărturisirii. Conținutul mărturisirii înseamnă mai mult decât să facem TikTok din biserică, e clar. Înseamnă să știi ce spui când spui. Când spui Hristos a înviat, adevărat a înviat, trebuie să spui de ce e adevărat că a înviat Hristos. Țineți minte că este o poveste, unii o pun în seama Sfântului Luca al Crimei. Se spune că la un moment dat a fost un congres foarte mare ateist la Moscova. Mă rog, acolo tot așa a fost și congresul ultim, tot încolo merge. Și au dat, au zis acolo de ce a murit Dumnezeu, cum a murit Dumnezeu. Nici ce știți, că a lăsat câte un mic Marx în fiecare Stalin și Lenin. Și la un moment dat, după ce sala a aplaudat discursuri furibunde, anticreștine, s-a ridicat un domn, care probabil că nu era acolo la voia întâmplării, și a spus, eu vreau și eu să spun ceva. Și au zis ăștia, poftiți, Hristos a înviat. Și toată sala a zis, adevărat a înviat. Sigur că s-a bazat pe un clișeu, pe o reacție în lanț. Dar oamenii aveau noțiunea că a înviat Hristos. Ia faceți al doilea exercițiu și încercați să vedeți lumea în care trăim, în care Hristos n-ar fi înviat. În care n-am fi avut firul de cruce de care să ne atârnăm. Aveți curaj? Eu nu. Îmi dau seama pe zi ce trece tot mai mult fără Hristos, suntem niște zombi. Ia uite pe toți ce deștepți sunt, ce mari sunt. Dacă ai BMW, nici nu mai trebuie să ai carnet, nu? Nici nu mai semnalizezi. De ce să mai semnalizezi? Că tu ai BMW. Așa cred unii că e în cultură. Dacă ai o diplomă, am studiat la facultatea de psihoendocrino-meta-omega-zeto-sictirism din... n-am cu Azerbaijan nimic, că-s prieteni acum, Tilibășești din deal,
Vai, toată lumea trebuie să cadă pe spate. Să fim serioși. Hârtiile nu fac decât să ne acopere incompetențele. Am câțiva prieteni care le spun, uite, veniți cu mine odată în penitenciar să vorbiți la 10 arestați pe viață. Dacă vă ascultă, vă cred că ați făcut școală. Dacă nu vă ascultă, pa. Ha! Supărați! Pentru că testul unei armate, nu e așa, nu se face la timp de pace. S-a văzut. Din dronă părem toți că avem veste antiglonț. La capătul glonțului se pare că unii n-aveau veste chiar antiglonț. Curaj și conținut. Cum să construiești conținutul într-o vreme pe care are o ftică la iritabilitate la conținut? Sunt convins că vă aduceți aminte de marea problemă a primelor zile de COVID, euharistie versus izoletă. Linguriță, pardon. Linguriță, adică o chestie așa mică versus o chestie așa mare. Toată lumea, nenorociții de popi, ne-au îmbolnăvit, domne, ne-a salvat izoleta pe toți. Închipuiți-vă România când avea la un moment dat 50.000, 60.000 de cazuri, cum arătam noi cu 60.000 de izolete. Să întrebați dacă aveți curaj cât costă o izoletă, dacă faceți suma, vă ia rău. Și dacă la aia folosiți fiecare filtru schimbat, că așa ar fi trebuit să fie, eger-șegere, cum s-ar zice în limba română. Adică nu înțelegi. Iar noi pe saloane n-aveam apă plată. N-aveam cârpe de schimb la mop. Nu eram în stare să deschidem ușa, să avem curaj să le spunem, băi, suntem aici, nu muriți singuri. Am adus de peste hotare medicamente sofisticate, dolea. Părintele Iulius a și făcut experiența la vreo două dălea. Forțând o vindecare care nu venea din partea aceea. Extrema cealaltă, dacă nu ne-a lăsat cu lingurița, ne-am dus cu cașeta. Știți ce înseamnă să te strecori noaptea, să pui pe geam o carte de rugăciune la oameni? Să le zici, nu sunteți singuri. Nu sunteți singuri. Să te duci pe lângă asistente și să strecoare pe lângă cașete și un pic de împărtășanie și să scriu pe bilet. Nu sunteți singuri. Suntem cu voi. Să ai curaj să spui, bă, decât un televizor prost într-o cameră de spital, o icoană bună, sau omul să aibă la să se uită la un chip zâmbind, la o Maica Domnului bucuros. Toți ăia sunt spumații aia care ne anunțau cum murim, de ce murim, dacă murim. Nu vi s-a părut ciudat că după ce ne-au comentat ani de zile că nu-i bine să predăm despre moarte la ora de religie, despre Vasilică care cade de păscară, săracul, deși astea ultimele știri noi cu Vasilică de păscară sunt și cu Dorel, făcătorul de minuni. Dintr-o dată moartea a devenit o chestie înghițibilă, fals înghițibilă, când de fapt moartea nu este înghițibilă. Și cineva trebuie să poarte responsabilitate pentru morți? Dintr-o dată a devenit responsabilitatea nimănui. N-am avut ce face, știința este depășită. Pe care știință mai aia tot puternică? Izoleta? Dintr-o dată se ivește din neant lingurița, care a continuat să funcționeze în același fel, în raport cu dorința oamenilor de a fi alături de Hristos. Cu alte cuvinte, conținutul prin care vindecăm desacralizarea este Hristos. Nu-i mare brânză, el nu e brânză deloc, dar nu-i mare lucru. Dar de ce să vedem noi lucrurile simple? Noi trebuie să vedem acum cum se fac aselenizări. Ați văzut că de vreo câteva zile sunt cu ochiul pe o navetă cosmică care a selenizat de mulți ani, nimeni n-a văzut când, nu știa nimeni a cui e. Dacă o fi venit Sfântul Apostol Petru cu o corabie depășind furtunile și s-a așezat acolo să-l vază. Mamă, ce mi-ar place la un moment dat când ajung pe lună să zică Petru, eu sunt, cheile-s la mine. Conținuturile care ne lipsesc sunt conținuturile de curaj. Ce ați auzit în ultima vreme? Ați văzut că ne rugăm la factură mai tare decât la icoană. Doamne, când deschidem plicul ăla, zici că trece mai tare decât prin spovedanie, ne rugăm de iertăciune. Doamne, n-am vrut să aprind becurile în fiecare zi, iartă-mă, te rog, dă-mi unul cu filament mai mic. În ce ai investit statul român? În becuri cu filament mai mic, Doamne. Ideea este că noi săraci am mai fost și ne era bine. Noi de când ne-am îmbogățit am devenit așa proști.
Înainte, vă spun cinstit, acum 20 de ani, vă gândeați că vă e frică de moarte? Ce, bă, tot n-am nimic, sănătate, mă bagă ăștia într-un sicriu, că nu o să mă arunce, deși noi știam noi ce poate să se creeze cu... Dar acum, vai de mine, pe cui las eu cardul meu de investiții? Dar câți bani aveți? Păi n-am, dar e cardul, adică e fundamental că am cardul și am și PIN la card. Observați ce stupizenii construiesc conținutul vieții noastre? Mergem la o cafea în centru, de care vreți? De aia, de aia, de aia, de bă, te doare capul. Noi care aveam cafea neagră sau nu aveam cafea deloc. Nechezam, au ba! Pe vremea când ne dădeau nechezolul, ne luam de ei. Acum că ne dau nechezolul, zice, vai, fac o terapie pentru ficat, o detoxifiere cu nechezol. Pe bune! Nu ne-am prostit noi, ba da. Nu neapărat că ne-am prostit noi, cât ne-am lăsat prostiți. E cea mai mare problemă cu care mă zbat în sufletul meu. Am spus-o și astăzi, în mica noastră întâlnire. Măi, oameni buni, noi suntem analfabeți sau ne-am analfabetizat singuri? A venit cineva să ne spună, măi, mergeți la școală și ucideți-o pe învățătoare din culpă că nu a acordat gândire laterală copilului în timpul testului la limba română. Gică, știai să scrii sau nu știai să scrii? Atât. Despre ce vorbim aici? Mie mi se pare foarte ciudat și am spus-o și am să o și repet în seara aceasta, cum prin august, așa când fierbe media de începere a școlii, domne, școlile alea au fost niște soi de lupanare intelectuale, așa de pușcării. Domne, director, un nenorocit, ministru, un hoț, învățătoare, niște proaste toate, profesori, niște idioți. Da, da, la 1 septembrie am trimis pe copii acolo. Pe cum să mai meargă ăia într-un loc care tu îl descrie așa? Păi descrie, bă, școala, cum e, mă. Uite, mă, te duci la doamna, doamna e bucuroasă că te vede. Nu doar că își câștigă banii din tine, să fim serioși. Avem destule mame care, ele intelectuale rău și care, bine, cât câștigați, doamna? Păi eu am 3.000 de lei. Pe ta câștig eu de la soțul meu în fiecare zi, adică despre ce vorbește. N-avem mame de-astea care e pe Google imediat și zice, na, doamna Nat, n-a făcut aici o analiză coerentă asupra posibilității de interlocare a gândii. Bă, gică, veniți-vă în fire, copiii n-au nicio treabă cu voi. Trăim într-o școală care nu-i mai întreabă pe copii ce vor să facă la școală. Trăim într-o școală în care își dau cu părerea despre școală toată lumea, antreprenorii, pompele funebre, băieții de la gaz, tipii de la ciocănit, la roți, aia nu mai avem mulți, ar trebui să-i plătim în aur, pe aia că, gândiți-vă, o să punem calea ferată la loc și pe șine și nu o să mai aibă cine bate cu ciocanul, frate. Cine mai ține ciocanul în mână în România? Povești cu zâne. Aia întoarce la iPhone, la laptop. Râdeam că toată lumea de atâta aitism a ajuns la ATI. Da? Deci trebuie să fim atenți că ne strecurăm printre degete conținuturile de viață. Țineți minte când n-aveam în magazine decât de la vietnamezi niște de-alea care acum se vând greu în magazine. De tot și ce vreți, un crocin, nu. Degeaba e din Vietnam, adus de noi, gică, până eram noi mici, de-alea erau pe tot raftul. Ne săturaseră, transpiram vietnamezi dacă mai stăteam mult. O să găsească și în astea, la un moment dat când ne vom sătura, vor găsi un element cancerigen clar. Stați liniștiți și în celule fotovoltaice vor găsi. Stați cu minți, liniștiți-vă, nu cheltuiți de pomană. Ne vom întoarce tot la vânt, tot la apă, clar. Dacă vom mai avea apă, dacă vom mai avea vânt. Pentru că noi am pierdut din vedere conținuturile reale. Și încă un lucru pe care putem lupta împotriva desacralizării. Participarea la dumnezeiască liturghie. În numele prieteniei care îndrăsnesc să cred că ne leagă, vă rog, mergeți la liturghie. Mergeți. Nu există alt izvor de bine și de cunoaștere decât dumnezeiască liturghie. Vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. Toată lumea din jur vă propune tot felul de proiecte. Știți care e definiția prostului? Înțepenește în stare de proiect.
și tot felul de proiecte. Uite asta, băi Gică, dacă aia n-are, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, dacă aia nu e aici, nu e aici, pa proiect, pa. Ei văd când se strâng vreo 20 de specialiști, odată că vorbesc într-o limbă romengleză, franco, chineză, spaniolă, japoneză, rusă, de te ia frica, mai ales la ultima parte, eu întreb, ce înseamnă, mă, managementul de teaching și coaching? Mânca vartata. Și pana limbii române o fi coaching-ul ăsta. Că murim proști, băi, murim proști. Ca faza cu training-ul. Am și un training frumos. Am alergat cu el la maraton. De calitate, nu s-a rupt la prima căzătură. La a doua am avut o problemă pe care încă o suport. Dar, nu, un training bun. Bă, frate, ne lipsește din limba română cuvântul hai să facem pregătire. Ne e rușine că ne mai pregătim. Suntem prea deștepți să ne pregătim. Aia, suntem așa de deștepți încât când spunem că hai bă, suntem mai, ne mai pregătim. A, nu-i nevoie. Adică la meciul cu danezii. Ce nu înțelegem? Că de fapt viața noastră este o permanentă apropiere sau depărtare de Dumnezeu. Iar apropierea nu poate fi făcută decât în smerenie. Vă rog frumos, smeriți-vă și mergeți la liturghie. Toate celelalte exerciții sunt crăpate. Auzi pe câte cea, părinte, eu n-apuc să merg la liturghie, dar merg la 3 masturi pe zi. Alo! Nu băga craca în stup, că bâzâie și se ia de tine. Păi tu degeaba mergi la raionul de încălțăminte, că nu poți ieși doar cu pantofii îmbrăcat în oraș. Ca să ieși în oraș, trebuie să treci prin toate celelalte raioane. Asta presupune și la pantalonaș, și la cămășuță. Pantofii sunt ultimii. Din acest punct de vedere, cred că soluția bisericii va sta în picioare veșnic. Cine se smerește, îl iubește pe Dumnezeu și iubindu-L pe Dumnezeu, biruiește lipsa de sacralitate a lumii. Mai există un soi periculos de sacralizare a lumii, idolatrizarea lui Dumnezeu. Unde mergi? Dacă Dumnezeu ajută, știți că ăla când s-a dus să fure din biserică, era cu fisul, nu spunem ce minoritate, că nu avem voie, pac s-a urcat pe Sfânta Masă și tată zice, alu, tăticu, dar nu-i păcat, nu băi că m-am descălțat. Idolatrizarea lui Dumnezeu, să-L folosești pe Dumnezeu ca păstârnacul în toate supele. Merge ăla la ciordit din fonduri PNRR, Dumnezeu a ajutat să... Păi, alo, hoțul hoț, poate să se roage la... Când zice hoțul m-a ajutat Dumnezeu, nu se referă la cel din ceruri, să ne înțelegem. E cu băiatul cu microundele. E cu clopoțelul. Când zice, și cât e un popă, zice, dacă ajută Dumnezeu să umplă biserica, pentru ce vrei biserica plină? Pentru tașca ta? Dacă e pentru tașca ta, nu o să-ți umple niciodată Dumnezeu biserica. Oricât de mulți oameni ar veni, oricât de multe pomelnice vei avea, oricât de multe parastase pe cap de vacă furajată vei face, oamenii aia nu sunt în biserică. Aia sunt într-o mică întreprindere de desfacere cu amănuntul. Oamenii din biserică sunt cei care și când nu sunt la biserică, nu pot respira decât prin biserică. Nu pot trăi decât prin biserică. Oftatul țării astăzi este Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Geaba o dăm noi, integrare Schengen, vorbim franceze, halo! Până nu reînvățăm că mila lui Dumnezeu este mecanismul prin care se menține dinamica unei țări, n-am învățat nimic. Dar nimic, ioc, deloc. Lecțiile le-am primit în ultima vreme de la prietenii ucrainieni, care când au ajuns la granița cu România, le suna în urechi tot ce le-a spus propaganda lor. Le spunea, băi, nu la români. La români, când ajungi ce au stat pașaportul, te bagă în lagăr și te extermină. Așa știau ei. Știți ce i-a salvat? Când au ajuns la graniță, au văzut că lângă fiecare ofițer de frontieră este câte un preot cu crucea la piept. Și au înțeles că au fost mințiți că n-avem suflet. Un popor își măsoară valoarea prin cruci, nu prin epoleți și prin generali. Prin cruci.
Când au trecut granița și au văzut, nu știți, dar în primele zile era talcioc. Hai bă la mine, ia sarmale, ia cârnă, de parcă l-a înțelegea săracu ceva. M-a ales din sarmale! Traductibil în limba ucraineană. Și râdeam că preoții îmi povesteau la un moment dat că au trebuit să pună ordine, domne. Binele se face în ordine. Binele se face în ordine, după reguli foarte clare. E bine, când au început să se obișnuiască oameni să se ajute, a avut loc cea mai mare mișcare de omenie din România. Știți ce am făcut noi? Doamne, noi ne-am făcut pomană de oamenii ăștia în speranța că iubind nu dă războiul peste noi. Toți mitocăneii și pipițele cu buzițe lipite de Facebook au început, dar n-avem noi săracii noștri, dar vai, ajutăm noi la alți săraci. Alo, o mare parte dintre cei care au trecut pe teritoriul României sunt săracii noștri, de care am uitat la 1943 și 44. O leacă de dâns și chiar vorbeați ghinii românești ai. O cochiluță de aia mică vorbea din matopit. De unde ești, măi? Bunica este de la Herța, adică știți, da? O regiune antiromânească, cum vezi. Ce faci tu aici, părinte? Și mi-ai dat o ciocolată întreagă, a început să plângă. De ce plângi? Eu am crezut că nu mai primesc o ciocolată niciodată în viața mea. Băi, pe românește mi-a zis că eu nu știu atât de ghinii, altă limbă cât să mă exprim. Și tot ea m-a dus la alălalt, că era și el vorbitor de limbă română mai bine decât mulți din Parlamentul României. Și l-am întrebat, dar cum stați voi așa cu minți în autocar? Și părinții, noi numai așa putem să ne slujim țara, fiind cu minți. Alo! Pedagogia lui pește prăjit? Amigdale naspic, copii care nu sunt supuși unui cercetări britanice și cu infiltrări masive din antropologia modernă, știau să spună din ce parte vin și încotro vor să ajungă. Nimic n-a fost mai onorant decât să pun peste reverendă vesta de cruce roșie și să simt că fac parte din poporul meu. Asta înseamnă să dai conținut muncii tale. M-am săturat să aud cum ar trebui să facem. Eu văd preoția de acum cu mânecile suflecate. Dacă nu ne suflecăm, ne scuipă poporul ca pe o măsea stricată. Cum și suntem. E bine, de n-ar fi fost liturghia, n-aș învăța niciodată că în biserică noi spunem pace tuturor. Nu spunem pace doar săracilor de la noi din parohie care au plătit contribuția și sunt dispuși să plătească 2 metri pătrați de pictură, pictura cea nouă pe care o refacem de 200 de ori în 10 ani. Nu? Nu spune cu frică de Dumnezeu numai voi și noi nu. Zice, luați mâncați, acesta este trupul meu. Nu spune, luați și nu mâncați din trupul meu. Preotul zice, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Nu spune, aducem pentru câțiva, pentru ceilalți ne abținem, votăm, facem democratic, a venit Duhul Sfânt, a venit Duhul Sfânt, nu? Ne-au spus ăștia că nu avem exerciție de democrație în biserică. Păi bune, asta ar mai lipsi să zică, încă te chemăm, te rugăm, stați un pic. Doamne, stai un pic, stai acolo. Iubiți credincioși, să votăm. Sunteți de acord să vină Duhul Sfânt la liturghie? Da, cine e pentru? Cu tare, cine e împotrivă? Tanti Mărioara, dacă ești împotrivă, nu vine Duhul Sfânt. Degeaba, părinte, sunt împotrivă. Lenuța astăzi a venit cu alt parfum la biserică. M-am puțit aici, în timpul liturghiei. Dincolo de glumă, simțiți diferență de conținut? Vreau să simțiți diferență de conținut. Nu. Biserica Ortodoxă nu are nevoie de predicatori ca mine, vă dau scris. Are preoți integri, predicatori excelenți, comunicatori de valoare. Mie mi se întâmplă să fiu bufonul din linia întâi. Atât. Să fac să râdeți ca să priviți mai atent înainte. Să nu vă mai fie frică. Să nu vă mai rușineze faptul că uite, iar n-ați citit, nici nu mai știți care e Evanghelia de azi, de la sărbătoare. Na, n-ați fost. Apostolul nici n-a curat să intre nici pe preoți câteodată, că dacă se apucă cântățul ce... Gata e. S-a încheiat cu apostolul. Transmisiunea directă a fost bruiată de muftiul șef de la strană.
liturghie și puneți mâna pe Scriptură. Nu mușcă, n-are pe aia interzis sub 18 ani, da? Deci e liberă, puteți citi liniștiți. Citiți Scriptura. Respirați în liturghie și întindeți mâna către ceilalți. Conținutul iubirii e aproapele meu. Nu-s numai eu. Doamne, ajută numai mie, dacă se poate. Doamne, îți mulțumesc. Ce minune ai făcut în viața mea. L-ai băgat pe vecinul în pușcărie, pe Vasilica i-ai rupt gâtul și lui Ionel i-ai stricat mașina, deși eu am fost principalul vinovat în toate acțiunile. Noi, îți mulțumesc că m-ai păzit, Doamne. Nu vă mințiți. Și mai un lucru asupra căruia nu trebuie să ne mințim. Eu tot spun povestea și râd. Am promis că o zic și în seara asta. Nană Dunitra de la Hamba. Când ai să prima dată, o râs toți. Nu cred că e o tante Dumitra în Hamba. Împreună cu pastorul meu, prietenul meu, pastor baptist din Sibiu, când îi zic povestea asta, râde, iar ne iau ăștia la ciucă. Deci eu cu bietul meu, prieten Sorin, ne-am prezentat la poarta Raiului. Petru s-a uitat așa la noi, tu? Părintele Neculu, acum e lipsă de cultură, n-ai fost la conferință. L-ai cunoscut, așa zice, poftiți, așevați-vă, mai vine Sorin, spune același lucru, vine și Nana Dunitra, să așează și lângă noi. Dintr-o dată apare o persoană acolo și bună ziua, bună ziua. Ce vă pot ajuta? Păi eu sunt Părintele Neculu, am venit și eu să mă prezint. Părinte, dar l-ai cunoscut pe Domnul? Păi cum să nu l-am propovăduit, am tradus, am scris, am făcut conferințe. Bine, stai acolo. Sorin vine și el, frate Sorine, dumneata? Păi, și eu tot așa, dar l-ai cunoscut pe Domnul? Păi cum nu, am ținut adunare, am predicat, am ținut aia. Bine, stai acolo, uite, pune lângă doamna prefectă. Poc, apare și Nana Dunitra, era mai bătrân așa, nici nu vedea bine. Nana Dunitra, ce ai făcut dumneata toată viața? Păi ce să fac? Am crescut cochii, am făcut tocană de cartofi. Doamne, ce vremuri când făceam tocană de cartofi, înainte de a fi semi-preparat cartoful. Adică, și zice, uite așa, și mi-am ascultat bărbatul, că atâta îmi trebuia, și uite așa, și așa. Și o întreabă persoana respectivă, dar Nana Dunitra, dar pe Domnul l-ai cunoscut? La care Nana Dunitra, cum să nu te cunosc, Doamne? Nu vă bazați pe ce ziceți dumneavoastră, acum să fac o cacofonie, vă uită, că credeți. Bazați-vă pe ideea aceasta fundamentală că Dumnezeu tot timpul e înaintea noastră. El nu ne ascultă din spatele nostru. Nu, nu. Nu trebuie să vă întoarceți. Doamne, nu te uita, te rog frumos. Da? Niciodată. Ia ci. Când dați unui sărac, lui îi dați. Am zis și eu că sunt sfârșit fericit. Când o să ajung în rai, o să am 860 de ciorbe de fasole, 940 de ciorbe de... nu mai zic, că e miercuri. Ciorbe. După aceea, vreo 700 de cartofi, de porții de cartofi prăjiți, da, dolea, porții sârbești, adică nu de la noi, de la marketingul cu cartofi. Și am, sigur, vreo câteva zeci de pulpe de pui prăjite, o să am așa. Pentru că sunt convins că Dumnezeu a fost în fiecare copil ucrainian, mamă ucraineană și ucrainean care au trecut pe acolo. Nu-l poți șunti pe Dumnezeu. Unii sprijină misiunea bisericii în speranța, bă, fac un bine ca să-mi fie mie bine. Atenție, nu merge. Ce, acum dau niște bani la biserică că am făcut prostia aia săptămâna trecută. Atenție, nu, milostenia nu-i gumă de șters. Nici de mestecat. În numele meu am făcut câteva elemente de iertare, de am ajutat pe ăla, fiți cu minți. Două lucruri n-aveți voie să faceți în viață. Binele cu orgoliu și binele fără bine. Binele fără bine e binele de care n-a nimeni nevoie. Se laudă că e un primar, că el a făcut, am asfaltat toată curtea spitalului, în care nu mai e niciun bolnav, că n-au plătit la timp medicii. Păi degeaba mi asfaltez curtea dacă în spital, never ever. Nicevo, cum ar zice băieții ăștia inteligenți. Și al doilea lucru, revin, binele trebuie să aibă în mijlocul său pe Iisus Hristos. Chiar vă îndrăznesc să vă spun, nu eu, ci El. Vai, mulțumesc că mi-a făcut binele ăsta. Nu eu, ci El. Camaradul meu de cruce, cel care mi-a dat crucea să pot să mântuiesc sufletul.
cel care a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Eu nu sunt creștin. Foarte bine, și pentru tine a murit. Hristos a murit și pentru proști, nu numai pentru oameni inteligenți. Ce eu sunt, am avut eu odată un drum de la Paris la Bruxelles cu o familie de musulmani, simpatici foc, ce știau ea despre noi, nu știa să sar pe geam, să mă spânzur, să ies cumva din încercuire. Dom'le, cum creștinii mănâncă carne de copii, cum... nu știu cine învățase prostia asta. Până când fiusul, în timp ce noi povesteam, a adormit un pic pe picioarele mele și eu tot mângâindu-l la mic care avea febră, era bolnav, a adormit. Și la un dat o văd pe bătrână, musulman, ea nu vorbea decât arabă, strângetă. Îl trage pe ăla de mână, căci că auzi, noi ne chinim de 4 ore să-l adormim pe copil, uite-te unde doarme. Și îmi zice bătrâna, omului Dumnezeu se recunoaște după câte suflete odihnește în poala lui. Nu vă mințiți. Sunteți oamenii lui Dumnezeu când copiii voștri plini de febră, arși de febră, se uită la voi și voi aveți soluția. Hai să-ți vin în fire, nu doar pentru că avem cei mai buni medici, ci pentru că eu sunt mama ta și nu există o mamă mai bună decât sunt eu în clipa de față. Dar dacă tu zici, auzi, nu poți să te îngrijești, ia acolo un paracetamol că m-a chemat șeful și trebuie să lipim timbrele la scrisorile către clienții noștri care au datorii la noi, ales bules, ca să citesc din două limbi culturale. Nu există să faci binele fără bine. Cu atât mai mult vreau să vă spun că m-au tot întrebat dacă războiul dintre Rusia și Ucraina va avea sfârșit. În mod cert, doar binele e fără sfârșit. Doar binele e fără sfârșit. Răul se sfârșește prin rău. Se termină el, de la sine. E un hău. Până aici e mănășturul, de aici e democrația. Binele, în schimb, este etern. De aceea o cană de apă, nu? E mai valoroasă uneori decât o cisternă. Și acum, ca să închei, că simt foarte tensionat pe neluțul omului Dumnezeu aici, mi-a semnalizat că mi-am depășit cele 3 minute, trebuie să vă spun că pentru mine șocul sufletesc a fost major la izbucnirea războiului dintr-un singur punct de vedere. Știți că în ciuda calendarelor diferite între noi și Biserica Ortodoxă Rusă, și nu numai, în principiu, duminicile postului Paștelui sunt identice. Noi, hoțomani cum suntem, ținem Paștele cu ortodoxii de rit vechi și Crăciunul cu ortodoxii occidentali. Deci, preoții aceia au citit aceeași Evanghelie ca mine. Iar Evanghelia duminicii acelea de imediat după începutul războiului era: flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, dezbrăcat și m-ați îmbrăcat, în pușcărie și m-ați cercetat, bolnav și m-ați căutat. Nu scrie: sărac am fost și ați venit să mă prigoniți în sărăcia mea, dezbrăcat am fost și ați venit să luați și pielea de pe mine. Nu scrie nimic din toate astea. Conținuturile Evangheliei nu sunt negociabile. Putem negocia legea, putem negocia cu milițianele și i-au zis că mai nou nu-i frumos. La 1000 de lei șpagă te vezi la televizor. La 400.000 de lei șpagă stai în altă celulă la pușcărie decât trebuie. Fiți atenți că totul în jurul nostru e negociabil, mai puțin Evanghelia. Țineți minte cuvântul cel mai strașnic pe care îl aud femeile în dimineața învierii. De ce căutați pe cel viu printre cei morți? De ce vă e teamă să vedeți că Hristos e viu? De ce îl căutați printre morți? Mă duc să fac acum un pelerinaj la biserica cu tare. Păi oameni buni, de acord, dacă să faci pelerinaj, trebuie să fii cuplat la Hristos cel viu. Nu există terapie pentru fericire. Există doar Hristos pentru fericire. Mi-e teamă că nici pentru iertare nu țin toate terapiile. Este doar Hristos pentru iertare.
nu există cluburi care să facă bine. Există oameni care se strâng în Hristos să facă bine. Și acum, ca să vă aduc aminte de un moment din existența târgmureșeană, părintele Ioan Iovan, de la capătul lumii spre cer, primul locuitor al raiului din Mureșul modern, povestea ne spune, o zice Maica Cristina, o scrie și cred că așa a fost. Am găsit în încă două surse, deci eu ca jurnalist, că sunt și eu în Asociația Jurnaliștilor Profesioniști, îmi dau seama că deja e veridică știrea. Se spune că a fost luat dintr-o pușcărie, dintre acestea gemene, aiut sau gherla, și dus să fie reanchetat după o perioadă de timp la Jilava. A ajuns acolo, l-au anchetat, ca acum, știți, ăștia care se laudă ca au dosar politic, așa au pățit și ei, ca părintele Ioan Iovan, da. Ca fratele Roda s-au pățit toți. Și la un moment dat l-au scos cum era însângerat și lovit, l-au pregătit să plece cu vagonul înapoi spre Gherla. Și i-au dat să aleagă între două soiuri de cătușe, unele rusești grele de purtat și unele americane. În vremea aceea. Și ăle americane aveau o problemă. Când te smuceai un pic, te strângeau mai tare și te strângeau la mână. Toți povestesc despre asta. Adică, cum dracu n-are culoare, nu putem să spunem că roșu e mai rău ca negru și negru mai rău ca roșu, că ne bate Dumnezeu. Și la un moment dat l-au luat, l-au împins, a căzut pe jos. Era imediat după momentul în care la Pitești început să se iasă la iveală imaginea absolut antiumană a fenomenului Pitești. Uite, îmi permit și de pe scena de la Târgu Mureș să spun, să le fie rușine istoricilor care neagă drama de la Pitești. Niște ordinari, 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 în cel mai jos conținut al cuvântului ordinar, adică sunt la ordinele altor ordinari. Nu te mai miri, o țară care a construit monument la Pitești pentru securiști că împroșcă cu rahat în mărturisitorii de credință. E în ordinea lumii în care trăim. E bine, părintele, spre deosebire de mine, l-a trântit la pământ, l-au lovit. E, în momentul ăla, fiind pe rol, cum s-a spune, ancheta de la Pitești, le era cam frică băieților de la gardă să mai lovească cu atâta sete și cu atâta obstinație. Și doar unul dintre gardieni dădea de rău pe alocul. El n-avea tată în... Am auzit și eu în armată, aici n-ai mamă, n-ai tată, împuși pe toată lumea. Mă rog. Și la un moment dat, părintele cade, e lovit, îi se mai dă un bocanc în gură, mai lovit, mai însângerat, mai rănit. Și când toți se așteptau, îi zice, bă, ridică-te mă și părăște, zice, comandantul atât așteaptă să faci apel la comandant, să-i zici, bă, ăsta mă ucide. Părintele Ioan s-a ridicat de jos și a spus, în mijlocul mulțimii acelea care în mijlocul ei aveau un însângerat, înnoroit, rănit de moarte. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. L-a înțepenit. Vreau să vă rog, nu vă jucați cu cuvintele grele. Te iert și te dezleg. Nu poate fi rostit decât din coasta lui Hristos. Restul sunt abțibildurile noastre, ciocolățile noastre cu zahăr și fără zahăr, rețetele noastre de nutriție, atenție. Adevărata iertare izvorăște din coasta Domnului Hristos. Nu există iertare fără prezență în dumnezeiasca liturghie. Nu există fericire fără prezența noastră în genunchi dinaintea lui Hristos. Nu există nemurirea sufletului dacă sufletului nostru noi dăm ca unui nemuritor să trăiască. Dacă îl facem tot timpul agățat de toate, de facturi și de fracturi, sufletul nostru e rănit și de facturi și de fracturi. Ține-vă Dumnezeu mintea întreagă. Învățați conținuturile reale ale credinței. Și vă dau un sfat. Nu vă temeți. Când ți-i frică, trei sferturi din energie o faci, o consumi, cum să faci să nu-ți mai fie frică. Când nu ți-i frică, consumi toată energia doar cum să faci
ca din nefrica ta să faci curajul prin care se dobândește împărăția lui Dumnezeu. În ciuda tuturor aparențelor, împărăția cerurilor nu se ia de tântălăi, de smiorcăiți. Se ia doar de cei care asumă prin Hristos puterea de a merge mai departe. Gata. Mă bate Neluțul, presupunem, încă omul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult și vă rog să fiți mai destinși un pic. Mai destinși. La români asta e o problemă după ce te aplaudă. Știți cum zicea Mircea Lucescu, un clasic în viață, că ferească Dumnezeu să pici între palmele care te aplaudă. Așa că hai să ne rugăm mai bine. Poftiți, domnul Neluțu, aveți legătura, sunteți în direct. Mulțumim, părinte, și o să vă rugăm în numele celor care vă iubesc, știu, părintele este obosit ca venit de pe drum și mai are drum până la Sibiu și tot bate țara asta ca un apostol. O bat alții. Doar mângâi, la cu bătutul la altă secție. M-au rugat oamenii să vă transmit dorința lor. Ar vrea autografe de la dumneavoastră, ar vrea să stea pentru un cuvânt de învățătură și aici, dacă îmi permiteți, o să improvizăm un mic atelier și vă aducem și o masă și cărțile, și așa cum... Da, mai întâi vreau să vă spun, dacă aveți întrebări, puteți să le puneți, nu e interzis. Bine? Noi am creat din nefericire în biserică obiceiul de a ca noi să vorbim, preoții și noastră să tăceți. Aturile unor astfel de conferințe, și să mă credeți că e un atu mare, este că puteți să întrebați. Puteți să dovediți că întrebați și dumneavoastră. Eu personal nu cred că biserica e făcută din noi și voi, ce doar din noi sau nu e deloc. Așa că dacă aveți, scrieți pe hârtie, rupeți rezervat, nu-i voi. Ba da, că nu-l mai puteți folosi după regulile de igienă, capilo-papilare, rupeți, scrieți și haideți dacă aveți întrebări. Dacă nu, liniștiți, ne revedem la semnături, cu drag. Dacă aveți într-adevăr întrebări, le așteptăm. Știu că fratele Petrașciuc este cu cărțile și... Petrașciuc, ne auzi, ne și vezi. Da. Să-ți fie plic pe hol. A adus cărți multe. Și câte cărți sunt, părinte, scrise? La mine problema e că o parte sunt vorbite și le scriu alții. Da. Dar eu râdeam la un moment dat și m-a întrebat o fetiță, ce tu chiar ai scris toate cărțile? Na. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap. Știți că eu am avut o problemă mare cu scrisul. Eu eram convins că mai mult decât licența n-am să scriu nimic. Nimic. Băi, la licență m-am topit acolo. Păi au venit studiile aprofundate. Cum mi-a fost rușine să fac copy-paste și cum n-aveam veleități politice, a trebuit să muncesc, știți? Vreau să vă asigur că în România sunt și oameni care și-au făcut doctoratul pe bune. Aveți cuvântul meu de preot ortodox. Deci unii chiar au muncit pentru tezele lor de doctorat. Nu vă luați după ăștia care sunt invidioși pe noi că ni le-am făcut corect. Ăștia din studiouri care au făcut un pic de facultate de jurnalist, dar un pic, între cursuri când ei munceau de altfel la un alt ziar sau la un bar, dădeau cafea, au devenit într-o dată oameni de știință. Nu. Vă asigur că România are marja de rezistență intelectuală suficient de bine articulată ca să ai încredere când te duci la unul pe a cărui ușă scrie. Știți? Acum, la doctor cu tare, știți că scrie la... Eu am predat la veterinară și așa mă încânta ideea că erau doctor veterinar și le spuneam domnilor, doctor, măcar acolo clienții nu depun malpraxis că nu i-au operat cum au vrut ei, știți? A zis că mai nu e malpraxis dacă nu te operează doctorul cum vrea mușchiul tău, adică mușchiul tău vrea să nu te doară, cică, dar n-avem cum, că n-are cum. Stați alături de învățători și de medici, pentru că vin vremuri grele pentru ei, din faptul că veți vedea oameni care
în afară de deschis și închis Google-ul, nu știu nimic, vor da lecții. Ați văzut de altfel că noi am avut în platourile de televiziune unii care abia atunci au aflat la COVID că avem doi plămâni. Că îi durea plămânul. În primele emisiuni, dacă vă uitați, îi durea plămânul și de, la care o doamnă doctor zice că poate plămânii. Adică, i-au aflat că-s doi acolo. Băi, într-un an de zile, oamenii au devenit cei mai mari ofițeri de stat major ai armatei ucrainiene. Cum vin ei, cu coboară, cum ne spune, cum e cu HIMARS-ul, cum zboară. Nu-i vorba că dacă s-ar documenta, i-aș crede, dar nu se documentează. Ură. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu e plagiat să faci translate din limba engleză cu Google-ul și să semnezi că ești autorul articolului? E asta? E asta? Și ce mare încă. Nu e măgărie să te iei, uite, îmi îngăduiți astăzi, în seara aceasta, să vă rog frumos, haideți să o pomenim împreună pe Simona Halep. E singurul român care ne-a făcut vrednici de tricolor. Nu mai avem ofițeri de stat major să se bată în războaie, dar micuța i-a bătut pe aia de azvântat. Acum este într-un moment greu. Cum își permit mulgătorii de vorbe și salarizații din victoriile ei să jignească o astfel de femeie? Până când? Până când? Pe bune. Au râs de Gică Hagi că nu vorbește academico-facial. Nu, tată, dar știe ce are de făcut. Dovadă că mai avem 11 jucători de fotbal în România și toți sunt la faro. Nu? Hai să fim serioși. Cum să nu iubești pe oamenii ăștia? Eu nu ridic ochii din pământ înaintea lor. M-au făcut să mă simt român și să mă ridic noaptea la 2, la 3 în picioare, să cânt imnul. Nemernici ăștia care își judecă acum, n-au făcut nici un gram din ce au făcut oamenii ăștia pentru țară. Și li s-a întâmplat să fie într-un moment greu, să fie trași în țapă. România toată este trasă în țeapă de 30 de ani. De 30 de ani ne droghează cu minciuni, cu minciuni sfântate, cu umiliri, cu jeguri ordinare peste sufletul nostru. Ăsta e adevărul. Numai n-avem noi o rachetă de tenis fiecare în mână. Să batem în fiecare zi în câte o finală pe câte unii. Să înțeleagă că nu-i de umilit omul care este într-un moment în care toate clasamentele lumii l-au șters. Ne-am declasat ca popor dacă am uitat cât de bine a făcut fata asta unui popor întreg. Sunt sute de copii care au luat racheta în mână pentru că a luat-o Simona Halep. Sunt mii de tați mai mândri de copiii lor pentru că tatăl Simonei a fost mândru de fiica sa. Nu o să ieșim toți doctori în natologie și nasologie și ușurel, mai suntem și muritori de rând. Niciodată, în nicio situație, nu o să fim mai aproape de ceea ce suntem ca popor decât atunci când puștoaica asta a strâns în brațe unul făcut din trandafir, nu știu care finală în care a devenit numărul unu mondial. Suntem penibili. Scong și zic că Chanelul miroase urât. Sigur că e o greșeală, pe care și-o va asuma sau nu. Sigur că este un mecanism întreg de admonestări. Da, da. Nu uitați că până la admonestarea asta am avut de câteva zeci de ori, de câteva sute de ori, victoria în capătul genelor noastre. Țineți minte, Dică povestește că el pe stradă copiii care n-au văzut meciul cu Dinamo Kiev strigă duel, du-te Dică, du-te Dică, du-te! Cine era ca noi când băteam noi la Dinamo Kiev cu 4-2? A? Țineți minte când la ASEA Târgu Mureș aveați și echipă de fotbal, nu doar hoți? Vă aduceți aminte? Când dădea Beliu un gol de la 36 de metri în vincul dreapta sus. Știu și cine era în poartă. Lucrurile astea, ca și liturghiile, nu se pot lua de la noi. Astea nu se pot lua de la noi. Nu ne poate șterge nimeni. Se agită ea. Nu le ștergi, frate. N-ai cum. Nu poți. Doar răul are final. Binele niciodată. Dacă peste câțiva ani o fetiță va ridica mâna și va zice eu am făcut tenis ca să îndrept greșeala Simone Halep, să învăț să trăiesc fără atâtea echipe de jur împrejur. Știți, a zis-o domnul Dinu, care e cultură fotbalistică, nu o pun la îndeială.
pe vremea când întindeam magiun pe pâine, nu aveam, domne, atâția frecționiști la un picior ca să putem da golul, dar îl dădeam. Acu vai de mine, și-a scântit sprânceana, geana, nasul. Cine a creat industria minciunii din jurul marilor sportivi? Nu tot tatăl minciunii. Tăticul muștelor, așa se cheamă, se trage Belzebut. Trebuie să ținem fruntea sus, să vedem unde am greșit, iar ca nația trebuie să fim să jucăm joc de glezne. Statul român a investit în Simona Halep 0-0-0-0. Asta e adevărul. Simona Halep, în primul rând, a înfrânt leneșii din statul român care se ocupă de sport și de tineret. Lor le-a zis. Roșinica, se poate și fără voi, băi. Am auzit că mai sunt săli în anumite municipii care tot așa pot face. Pot bate cu degetul pe obraz. În ciuda șicanărilor, lehamitii câte unora și jignirii aduse de unii altora, sălile pot fi pline. Așa că dați-mi voie să vă rog frumos. Puneți pe pomelnic zilele acestea prima Simona. Nici nu trebuie să scrieți Halep, că dați de vreun pop obtus și vă auziți voi. Scrieți Simona pentru liniștea sufletului ei, pentru respirația demnă, pentru capacitatea de a trece peste un examen mai greu decât examenele de bacalaureat. Că la bacalaureat, cum umplem noi listele acolo? Toți vecinii de bloc, oameni, a ajuns bacalaureat, asta un fel de baubau național, doamne, e greu să mergi la școală azi. Uitați-vă la ei cum merg la școală copii. Unde te duci, mă? Mă, la școală. Când vine de la școală, zici că vine. De unde vine? La școală, dar ce faci? Pentru că e un film, e un desene, un ceva. Uite, e așa o preocupare în afara școlii. Înainte de a oferi after school, n-ar trebui să oferim și school din când în când. Mă tot întreb așa, de vreo 10 ani, așa, am o noțiune decimativă. Dacă tot le dăm corn și lapte la copii, nu mai știu dacă e așa, dar am putea da și la învățătoare și la profesoare pe bune. El acolo să saliveze pe coridor. Știți că singurul mod prin care vom ieși din abandon școlar, știți care este? Să oferim o școală care nu poate fi abandonată. Good luck, cum ar zice francezii. Poftim că-mi iartă-mă. Da, făcând o paranteză, părinte, vis-a-vis de oameni de știință, de cei care au doctoratele pe bune, de cei care le-au cumpărat, la un moment dat presa a întrebat pe Albert Einstein dacă crede în Dumnezeu. Și el a răspuns: da, îl cunosc. Ne salutăm. Dar nu ne vorbim. Întrebarea mea era dacă pe parcursul călătoriei în credință ați întâlnit oameni de știință prea înțelepți, sau cum să le spunem, în balanța vieții. Cei mai mulți sunt credincioși, cred în Dumnezeu sau nu? Pentru că pentru mulți copii, acești savanți, genii, oameni de știință, sunt exemple. Da, pentru mine nu e o problemă. Eu am terminat un liceu de chimie fizică, să ne înțelegem. Profesora mea de chimie era un geniu în chimie, un doctorat excepțional, trăiește, nu mai laud că mă ceartă. Și a făcut încă vreo 20 de genii în clasa mea. Nu pe mine. Eram un element pierdut de mult pentru chimie. Dar femeia nu trebuia să fie un geniu ca să ne transmită calitatea ei profesională. Deci oamenii care cred în Dumnezeu știu că au misiunea de a transmite ceea ce știu. E logic, e ăia care țin tot la ei așa. Dinobrontozaurii din sisteme, care el știe tot. De fapt nu mai știu nimic, că i-au citit acum vreo 80 de ani. Știți, niște chestii, niște reviste care sigur că erau o noutate atunci. Și m-am mai uitat la un lucru. Am avut șansa să vizitez în Oxford sau la Cambridge laboratoare și să-i văd pe românii noștri, că ei m-au dus, că n-aveam legitimație de popă, de Sibiu. Și îi vedeam cu câtă bucurie își prezentau munca. Unele chestii ar fi trebuit să zic, mă, asta nu-i prea...
în morala teologică aici, mi-a dat seama că și dacă ar greși, ar ști să-și ceară iertare. Deci cei mai buni oameni de știință sunt cei care știu să-și ceară iertare. Cei mai buni medici, știți care sunt? Cei care s-au prins că nu pot singuri și sună un prieten. Ce, băi, am un caz care nu că mă depășește, nu sunt sigur pe el. Oameni care se împreună sfătuiesc. Că oamenii care au capacitatea de a se împreună sfătui arată că sunt inteligenți. Bă, noi de deștepți rupem locul românii. Suntem, bă, deștepți, am invitat vorba. Apa plată am inventat-o noi. Caloriferul, ați văzut, nu? Șina, adică, doamne, suntem... Să ne venim în fire, adică... Putem să inventăm orice. Dacă ne pierdem sufletul, suntem pierduți. Am să vă zic o poveste din Târgu Mureș. Când evreii din Târgu Mureș au fost mutați la gară și batjocoriți, din mulțime s-a desprins la un moment dat un copil, povestea e reală, copil care a dat o bucățică de pâine unui alt copil. Un copil care este crescut să dea o bucățică de pâine unui copil aflat la ananghie, ăla este om de știință. Ăla este om de știință. Ceilalți au făcut tabele matematice, cât au luat, cât au dat, cum au dat. Ăla este om de știință. Și mai un lucru, eu râd cu medicii care sunt apropiați, numai cu ei îmi permit, nu spun public niciodată ce le spun lor, când unde scrie Facultatea de Științe Medicale, după COVID să taie științe. Măcar noi nu scriem Facultatea de Științe Teologice, spune că e Facultatea de Teologie, simțiți diferența? Adică încercăm ceva acolo, să-L prindem pe Doamne, Doamne, într-un pahar. E clar că suntem din ce în ce mai depășiți științific de evoluția lucrurilor din afara noastră, pentru că noi suntem concentrați pe ceea ce suntem plătiți să fim concentrați. Ori, medicina aia era, să zic, rupestră. De altă dată, era pe om, îl vedea pe om, îl simțea pe ăla, nu știa întotdeauna. Și în timp ce ele deau de mine, le-am adus aminte că acum câțiva ani un român de-a nostru a făcut vărsat de vânt în Olanda. Alertă de gradul, nu știu care, băi, ăia disperați, căutau pe calculator, nu știau ce să-i facă lui ăla, ce-i cu ăsta, ciupit așa. Că vorba aceea ne-am eradicat, restul totul este în pungă, umblăm cu punga. S-au chinuit ei până când și-au adus aminte că mai era în viață un infecționist de 86 de ani și l-au chemat pe ăla. A, că e vărsat de vânt, dați asta, asta, merge. Și l-a salvat pe om. Nu poți să spui că ești om de știință dacă anulezi toată cercetarea dinaintea ta. Trebuie să o stăpânești bine. Adică, sigur că avem computer, tomograf, remene, pune-vă mâna pe ăla și vezi, îl doare sau nu-l doare, că până la urmă în câteva situații îl vezi din ochiul tău că nu e bine. Ce îmi pare, nu va ieși nimic la remene. Adică, păi, n-aveți ficat, n-aveți plină, nu știu ce, n-are nimic, n-a ieșit la remene. Nu aici e știința, aici e tehnica. Medicii de știință pe care eu am cunoscut și câțiva m-au format, în primul rând erau foarte buni anatomiști. Adică, știți, nu confundau organele. Unul dintre ei era chiar anatomopatolog și de la el am învățat lucrul cel mai important. Făceam în clasa 10-a și 11-a, ne înscriseseră un voluntar la un curs de anatomopatologie. I-a dat afară pe toți colegii care lângă cadavru au început să-și mănânce sandwich-ul. Știți ce ne-a învățat prima dată? Pe cadavre nu se pun fărmiturile nesimțirii voastre. Omul trebuie respectat integral. Integral. Și până la capăt. Uai, ce mi-a plăcut. Cred că atunci am zis că vreau să fac teologie prima dată. Iar un altul care era un pediatru celebru în Brașov, un domn, un evreu strălucit. Strălucit. Absolut strălucit. Era către 92 de ani și... șocați de boala unei verișoare de-a noastră, am intrat toți în alarmă și a venit moșul, a venit medicul primul, au dus-o la spital, a venit, a dat-o din spital că moare. Vi se mai întâmplă, nu? De vă dăm mortul acasă și mortul trăiește mai mult decât doctorul. Că nu te joci cu balansul ăsta, n-ai voie. Părerea mea e că n-ai ce să zici. Bă, l-a dat acasă, a venit acasă, fetița, gata, tot. Și îl cheamă tata, cred că l-a sunat că-l tundea pe nenea asta. Relația asta științifică între un frizer și un medic pediatru, vă dați seama, dura de 45 de ani, se știau. Și tata zice, dacă nici ăsta n-are soluție, într-adevăr nu-i soluție. Bă, și apare doctorul. Cred că îl chema Pridie, dacă nu mă înșel. A deschis geanta, a pus fetița pe masă, nu tu dălea, nu tu dezinfectanța, adică era o pătură pusă pe... S-a uitat așa, a apăsat colo, a apăsat colo și a zis, maică-se, uite, la boala ei nu există alt medicament decât dragostea și atenția mamei ei. Uite-te aici. Și a scris cu pixul pe hârtie.
îi dai la, într-o oră atât, după oră îi dai asta, dar nu medicamente, mâncare, apiță, fiartă, cu tare, cu tare. Și câte, după trei zile mă sunați. După trei zile l-a sunat și vorbea aia mică cu el. Pentru că medicina înseamnă om, nu înseamnă sisteme. N-ați auzit? Sistemul este depășit. Nu, nu. Oamenii din sistem au fost depășiți că i-am lăsat singuri. I-am lăsat singuri. Unii au stat și au frecat fundul pe băncile comisiilor, comisiunilor, subcomisiilor, megacomisiilor, extracomisiilor, iar cei de pe ATI, medici și asistente, erau singuri acolo. Ei cu moartea în față. Pe bune. Sigur că ne-au supărat pe ei la un moment dat, că ne-au murit oameni apropiați, clar. Eu vă spun ca preot, să nu fi fost în pielea lor nicio clipă. Când plecam dimineața spre cimitir, ducând rodul unei nopți dificile, nu știam dacă mi-e mai greu să mângâi familia sau medicul sau asistenta. Știți ce înseamnă ca preot să îngropi oameni cu drona deasupra capului? Zic, bă, vă voi frică că iau COVID-ul acasă, sunteți nebuni. Am investit în spectacol mai mult decât în salvarea oamenilor. Asta a făcut acum să fim suspicioși unii cu alții. Ferească Dumnezeu să strănuți într-o sală. Doamne ferește! Să tușești într-o farmacie, e gata. De altceva nu zic că se mai întâmplă. Te rog. Să rămână. Aș dori să vă adresez mai degrabă o rugăminte decât o întrebare și anume să îmi dați un sfat mie și altor tineri care poate ne aflăm în situația asta. Cum vedeți dumneavoastră găsirea echilibrului între curiozitățile vieții de tânăr și iubirea pentru Hristos? Prioritar e iubirea pentru Hristos, dar nu fă din asta o chestie de complexație. Adică nu suntem toți seminariști catolici, da? Nu. Eu glumesc acum, dar glumesc serios. Este o rigoare a vieților noastre. Eu, mi-a spus odată un tânăr într-o sală foarte selectă din România că noi, generația noastră, n-a făcut educație sexuală la școală. Și a zis, pă bune mă, puștule, ai fost tu coleg cu mine? Păi nu. Păi și de unde știi tu ce a făcut eu la școală? Că la noi venea domnișoara asistentă sau doamna asistentă și ne explica, nene, ce-i cu aia, ce-i cu cealaltă. Și mai mult, de la grădiniță. Dom'le, băieții mergeam pe uliță albastră, fete pe uliță roșie. Păi asta înseamnă să te educi sexual, adică să știi pe ce uliță să stai, frate. Că ăștia confundă ulițele acum. Deci există lucruri naturale în noi, al căror exces ne costă. Orice exces naște monștri. Pentru mine, de exemplu, în terapia antialcool și antidrogă, ne întreabă lumea câți drogați avem la centru de la Șura. Și eu râd, băi, nu mă întrebați că, oricum nu vă spun. M-a întrebat procuratura și n-am vrut să le spun. Ăla e spațiu sacru, da, eu cred că spațiile de vindecare ale oamenilor sunt spații sacre. Nu se poate atinge non-tangere. Dar le spuneam, voi sunteți obsedați de alcool și drogați și noi avem cu alba neagră jumate internați, cu jocuri de noroc. Deci țara românească duduie de dependența de jocuri de noroc. Bă, dar duduie! Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cum să-i fie bine unei țări a cărui principală sursă de venit sunt jocurile de noroc? Și tutunul. Ce scrie la ziar că tutunul dăunează grav sănătății. Dăunează sănătății, iubiți români, dar lăsați acolo eticheta aia, vine bănuțul la noi, știți? Adică e așa, e și pentru noi acolo. Normal că banii ăia investiți încep să strige din pereți și creează sisteme mincinoase ca și reclamele. Eu vă întreb, așa, dar în limba română un pic, cum Dumnezeu să joace ăștia corect fotbal când toți joacă la case de pariuri? Și o să spune, dar nu, n-au voie. Păi n-au voie, dar cine face reclamă la campionatul românesc de fotbal? O casă de pariuri. Na, ce să faci? Deci, nu-ți uita vârsta, continuă să visezi, muncește cu tine, cunoaște-ți limita și îndrăgostește-te. Și de ceea ce faci și de cine trebuie să mergi mai departe. Deci un om care nu se îndrăgostește la momentul potrivit rămâne un frustrat toată viața. Iubirea nu e interzisă în tinerețe. Mi-e teamă că ceva mai încolo e mai ilicită. E ilicită. Dați-vă, fiți copii cu minți. Și nu, în ultimul rând, nu țineți cont chiar de ce spun alții. Tot circulă pe Facebook de... Acum l-am văzut eu, dar cred că e mai vechi. Un nene care spune ce va fi imediat după moartea ta. Mai avem noi afișele alea. Citește Biblia și o să afli ce o să fie după moarte. Hai pe bune să fim serioși. Spune,
prima, singurii care vor mai suferi vor fi cei de ai tăi, de acasă. Ești acum, te-au băgat în groapă, se întreabă cu ce ajung acasă, ce mănâncă la parastas. Mă rog, nu știu ei parastasul nostru. La noi se îngroapă mortul cu meniul. Da? Da, e mai important meniul decât mortul, pe bune. Faceți experiența. Mă rog, aici sunteți într-un mediu în care catolicismul v-a mai temperat, ca și la noi. Tică, dar dacă treci de unde nu i-a temperat nimeni, te doare capul, adică te lea, dacă n-are mobilă mortul, nu-i mort, domne, adică... E, și în contextul ăsta, ăla înșiră o grămadă de lucruri pe care doar până și soția ta, sau ce, omul cel mai apropiat ție, peste 6 luni, va avea, va zâmbi, va râde, pentru că viața merge mai departe. Și azi, dacă contează atât de puțin prezența ta în mijlocul lor, de ce contează ce spun ei despre tine în timpul vieții? Relax! Dar relax corect. Asta cu mortul, să știți că am o problemă mare, nu-i glumă, deci vă spun pe bune, cea mai tare chestie pe care am auzit-o vreodată. S-au întâlnit pe stradă 2 prieteni, Ion cu Vasile, nume deloc fictive, și zice Ion lui Vasile, bă, dar tu n-ai murit? Nu, n-am murit. Păi cum, bă, că mi-a zis mie cineva de încredere că ai murit, fii serios. Atenție! Vă rog! Vreau să vi-l prezint pe Teodor. Este un voluntar și de ani de zile este alături de noi și e prieten și om de încredere și este din cei care au fost în Liga Tinerilor Ortodoxi și își păstrează credința și merge înainte. Domnule Părinte, doream să vă întreb dacă puteți să ne povestiți cum ați devenit preot, cum ați ales calea aceasta. M-a cercetat Duhul Sfânt într-o dupămasă. Mă, Teo, mă, la mine a fost așa, din aproape în aproape. Țin minte, primul semnal care a spământat-o pe mama că fac teologie a fost când m-am întors din Oltenia, de la cumnatul meu, de la țară, și când am mers acasă, nu mai cânta în Hristos a înviat cum știa ea. S-a dus la tata și zice, Costel, ăsta e nebun. Deci ăsta se face popă, să vezi. Teo, să spun cinstit, mi-a făcut flash-uri pe contrasens Dumnezeu. Îți dai seama, eu mare secretarul TC acum, cei bătrâni știți ce însemna secretarul TC, totuși nu erai corigentul școlii, ca acum, acum devii secretar de partid, dacă ești om de cultură. Și la un moment dat, între a 10-a sau 11-a, 10-a mai curând, am mers la, în Oltenia, la cumnatul meu, că eu sunt un ardelean convertit de olten, ca să mă smerească Dumnezeu așa. Și acolo se cânta prohodul Mântuitorului prima dată, în Vinerea Mare, și apoi prohodul Maicii Domnului, de 7 ori, că avea popa săracu 7 oi slabe în 7 direcții. Vă dați seama, 3 ani de zile am cântat 7 ori 3, 21 de prohoduri, sau prohoade, că asta e corect, și la Maica Domnului, deci după 21 cu 21, 42 de, 42 de ori am trecut prin moartea lui Hristos. Eu nu sunt convertit de vestea învierii, ci de faptul că Hristos a biruit moartea, ca coboră jos ca un împărat. Sunt adeptul conștiinței că Hristos calcă în cele mai de jos ale pământului ca un împărat. L-au făcut praf. Țineți minte, în Vinerea Mare, eu un părinte al bisericii care spune, dacă vreți să înțelegeți ce s-a întâmplat cu Hristos în Vinerea Mare, puneți un fund de lemn pe perete și luați carne măcinată în mână și aruncați pe lemn. Ăla e Hristos pe cruce. Pentru că psalmistul spune că se uitau la mine și chipul meu nu-l mai recunoșteau, adică atât de jos mă loviseră. Și când acolo moartea străbătea totul, mi-am dat seama când am ieșit afară în curtea uneia dintre biserici, sărăcuțe, dar era plin de lumină. Domne, la suprafață Hristos era făcut praf. În cele mai de jos ale pământului, Hristos deja înviase. Țineți minte noaptea de înviere când dă popa cu crucea, deschideți boieri porțile să intre împăratul mării. Cine e acela împăratul? Domnul Savaot. Bine, de obicei răspunde Epitrop, Domnul Savaot! Adică e săracul acolo unde merge Hristos. Dar imaginea asta, dialogul ăsta al biruitorului în favoarea unei biserici biruitoare, mi se pare fabulos. Eu nici acum nu m-am făcut eu preot, m-a făcut episcopul, m-a hirotonit, știi că în altul Andrei m-a făcut diacon, da? La Cisteiul de Mureș și înaltul Antonie m-a hirotonit. Am fost ultimul hirotonit de înaltul Antonie. Eu tot cred că mi-a lăsat mie tot ce mai avea de zis. Eu mi-am iubit foarte mult, îmi iubesc foarte mult mitropolitul. Nu pot face
abstracție de mitropolitul meu actual și de fostul meu mitropolit, nici cum. Serios, nu doar că îi pomenesc la liturghii, că îi pomenesc la psaltire, că îi pomenesc des, îi simt, adică sunt parte integrantă din slujirea mea. Așa că nu m-am făcut popă, dar mi-a ieșit. Nu iubesc întotdeauna ce fac, îmi este foarte greu. Uneori îmi vine să-mi dau jos reverenda și să bat câțiva de n-aveți idee. Cred că era noroc că partea de maramureșan de mine, din mine a fost temperată de partea de șcheian din tata. Că altfel, fai de mine, ce, am niște furii câteodată. Aici mi-a fost cel mai greu. Să înțeleg că reverenda nu-mi îngăduie furii. Deloc. Și am mai învățat un lucru, dar asta mi-a luat vreo 10 ani. Mai bine. Înainte, cum apărea ceva, mușcam din plin și mă băteam cu ei. Acum am zis, ne. Fac și eu ca ucrainienii. Stau, o iau pe coajă o zi, două, trei. Și când am dat, am dat-o mortală. Cum ar zice copiii. Și zice, daună totală. Ce vreau să vă rog este să nu mai mușcați. Din prima, la toate știrile. Eu am făcut-o vreo 15 ani și mi-a strepezit dinții. De-aia mi-am și pus implant, că nu mai vedeai dinții. Și atunci am început, după liceu, facultatea, școala, eu le tot spun studenților că nici acum n-am terminat teologia. Eu în fiecare dimineață mă duc la școală. La 8 sunt acolo, cu minte, deschid calculatorul și încep să citesc. Un preot care nu se pregătește în fiecare zi nu e preot. Nu e preot. Un preot care nu stă cu el de vorbă cu Dumnezeu, la mine nu e ca la Einstein, că la mine, doar la Einstein, E egal cu MC pătrat. La mine E egal cu MC pătrat, dar asta a zis-o prima dată Dumnezeu și a descoperit-o Einstein. Aia cu G mic egal cu 9,81 metri pe secundă la pătrat. Dacă n-ar fi la pătrat, vai de capul nostru. Bă, deștept Dumnezeu ăsta. Deci ce mi-a plăcut a fost că Dumnezeu era mai deștept decât tot ce știam eu în vremea aia. În timp după aceea mi-a plăcut de Domnul Iisus. Topit. Păi nici nu vă dați seama ce șansă pe noi că s-a întrupat Dumnezeu în mijlocul nostru. Nici nu bănuiți. Nu bănuiți. Să vezi acolo când e copilul cu 43 de grade temperatură, tu te duci să dai să-l împărtășești, zici două rugăciuni. Băi, nici n-a pus, binecuvântat este. Și vezi cum scade temperatura. Atunci e clar cine e acolo, nu? Te duci la bolnavul de cancer, toată lumea plânge de zici că l-ai băgat în groapă deja. Și tu te duci și zici, binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și omul ăla care era mort, în ochii celorlalți deschide ochii, te privește, îți zâmbește și ascultă rugăciunile. Uneori plânge, îi cur lacrimile așa. Alteori îl vezi că cere ceva mai mult decât o secundă. Tu știi că Dumnezeu e acolo. Te duci într-o școală unde e un copil cu... super activ, că asta cu ADHD-ul ați văzut că mortul a zis că nu există, deci nu există. Zici că e agitat. Vine, e pe coridor agitat, tu ești pe coridor și el te vede. Într-o dată se limpezește și se pune lângă tine pe scaun. Păi, ce știu eu? Eu nu știu să fac de-astea. E clar că lângă mine e Domnul Iisus. Te duci la maternitate, zice doctorul, părinte, de 12 ore se chinuie să nască, noi putem face cezariană, că are o problemă, nu știu. Și a zis, doctor, nu putem decât să ne rugăm. Să ne rugăm, părinte. Zice, binecuvântat este Dumnezeu nostru. Răspunde, domne. Doctorul, ce domne, n-am văzut în viața mea așa ceva, și nici eu să mă crezi. Dar asta înseamnă că acolo este Dumnezeu. Câte un bătrân singur, domne, într-un bloc, uitat de vecinia, bă, de aia deștepți, mari creștini, se duc de 5 ori pe zi la biserică. Du-te, Gico, o dată în zi, bate în ușă. Moșule, ești bine? Mai poți? Ai crăpat? N-ai crăpat? Bine, asta nu-i frumos să-l întrebați. Te duci, ajungi la el, domne, el e mort, e copt, e fiert. Nu l-a căutat nimeni de 10 zile. Te duci, bați la ușă. Și el fără, părinte, dumneata, ești să rămână. Părinte, am strâns niște bănuți că la etajul 4 e o doamnă care a născut al treilea copil și n-are haine la bebeluș. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. E câte unul la COVID s-a văzut. Domnule, ne-am grăbit să dăm medicamente. Bă, apă, pe bune. Apă, la sticlă, de aia, cioară. Apă, dai să, că am inventat-o noi, apa plată. Am văzut o doamnă, 86 de ani, care nu oprea poliția pe stradă, că era prea bătrână să se lege de ale, până și lor le era rușine. Băbuța în rucsac. Avea 5 sticle de apă minerală. Zic, mamaie, ce faci că te rupi? Părinte, mă-i rupe? Dar zice, am o familie aici, bebelușul nu poate bea apă de la
chiuvetă, că îl doare stomacelul. Și am cumpărat apă de aia plată recomandată de Asociația Pediatrilor din România, că zice, aia merge cu laptele lui. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi poate nu avem spitale super sofisticate în care intri mort și ești viu. La noi e un pic. Dar trebuie să conștientizăm că în mâinile oamenilor lor a stat Dumnezeu, însuși Dumnezeu. Nu-i glumă. Eu știu ce a însemnat pentru mine prima zi în care am reușit, mi-a trecut peste toate frustrările și toate fricile. Să-mi dau jos de pe mână mănușa și să întind mâna omului, să zic, nu mor singur, sunt lângă tine. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru asta iubesc biserica. Nici o altă instituție din România nu poate să spună asta. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se căcăie, se chinuie, Doamne, își se jură între ei, se cear. Nu poți zice, Doamne, nu ne nu nici o deschide gură la binecuvântat. Nu merge. Nu pot. Ultima simpatică întâmplare a fost cu copiii ăștia ucrainieni. Unul dintre dăși a învățat prima poezie în limba română, mai. Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț, cultură românească, gică. Dar același băiețel are o surioacă mai mică. El nu vorbește românește, el e ucrainian. A venit și a zis, părinte, am învățat prima propoziție pe limba română alta decât poezia. Care este, băi? Ivan îi zic, dar Ioan el. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Unde ai învățat? La biserică, părinte, că mă duc și mamuca. Dacă nu ducem copiii la biserică, de unde înveți să învețe ei că e binecuvântat Dumnezeul nostru? De unde? De la păcănele? De la arbitrajul românesc, pe bune? De unde? Și atunci, cred că preoția nu este altceva decât modul în care Dumnezeu îți îngăduie să vezi toate astea și să te bucuri de ele. De-aia ne invidiază toți, vă dau scris. Nu de banii noștri, că noi avem. Hai să le dea Dumnezeu aur în gură la toți, câte cruci de aur avem noi în România și le purtăm. Dar în gură să le dea aurul. Nu banii invidiază, nu casele, nu mașinile, că nu le avem întotdeauna. Eu n-am. Ei invidiază faptul că noi știm să zicem din toată inima, binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avem propoziția cheie, care totdeauna pune cu botul pe labe orice lătrat ideologic. Totdeauna biserica, să țineți minte, n-a spus-o eu, mi-ar fi plăcut, dar nu-s așa deștept, n-a. Nicolae Mladin spune, biserica întotdeauna va limita puterea politică. Că în timp ce puterea politică spune să vă fie frică, biserica zice, curaj! Dumnezeu a murit, Hristos a înviat. Fiți lași ca să câștigăm la alegerile astea, bateți-vă! Fiți curajoși, înfruntați și câștigați împărăția lui Dumnezeu. Noi alegem de partea cui putem să fim. Până și pentru seara asta, n-am altă propoziție decât binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eu n-am altă propoziție. Altă întrebare? Bună seara! Sărut mâna! Mă bucur că sunteți toți în jurul nostru aici și ne dați cuvântul spre folos și spre viața veșnică. Aș vrea să fac o referire la Evanghelia după Ioan și să încercați să-mi explicați un pic acolo ce înseamnă cuvântul mort. Adevărat, adevărat, vă zic vouă că vine ceasul și acum este... Când toți cei din morminte. Da, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. Unii spre și alții spre, dar nu vorbim despre asta. Unii la Reghin și unii la Turda. Da, întrebarea mea care se pune, sau care vreau eu să mă explicați puțin aici să înțeleg. Morții, suntem noi oamenii care nu mai auzim astăzi cuvântul lui Dumnezeu? Putem să o luăm și așa, dar haideți să facem un exercițiu. Ok, mulțumesc. În Evanghelie avem 3 învieri, e corect? Aproape 4, dacă punem
a Mântuitorului nu o socotim, da? Adică o socotim, dar aia nu e înviere. Țineți minte, primul este fiul văduvei din Nain. Cum îl învie? Îi dă bip? Apasă pe tasta 1? Nu. Aude un cuvânt. Fiule, ți-a zic, ridică-te. Fica lui Iair, colegul nostru protopopul de Capernaum, că e la mai marele sinagogii din Capernaum. Ce aude? Copilă, ridică. Sau Talita Cumi, ridică-te. Lazar, n-apasă, nu-i pemuțește, nu-i face Hristos. Lazare, ieși afară. Și Lazar, vă dați seama, în putoarea aia de 4 zile, fai de capul meu. În cazul care se mai socotește a fi înviere, este tânărul acela care căzuse, de multe ori cădea în foc și de multe ori în apă, cel care l-a repetat, la acela care este primul poet al Scripturii. Când zice, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Doamne, un cuvânt. Morții nu învie decât din cuvânt. Există un moment în istoria bisericii care pe mine m-a făcut varză când l-am citit, am zis, bă, nu e adevărat, nu poate fi adevărat, două încolo, nu are cum să fie adevărat. Era un preot într-un sat din locul unde Sfântul Vasile cel Mare, în apropiere de Cezarea Capodocei, era episcop. Un om foarte virtuos, a fost tras pe soară de o servitoare, nu zice mai mult, că nu suntem la televiziune, și sigur că a fost dat afară din preoție, el dorindu-și atât de mult și fiind trist, pocăindu-se pentru un păcat care de fapt nu-i aparține. Bă, da, s-a pocăit ăla. Și aude Sfântul Vasile cel Mare că a murit părintele respectiv. Se duce în parohie, preotul pus mort. Știți că în ciuda aparențelor și preoții mor. L-au pus acolo în sicriu și zice Vasile cel Mare, îmi pare rău că nu pot să-mi cer iertare de la el, că l-am prigonit un pic cu pedeapsa. Și în timp ce se ruga acolo, zice Sfântul Vasile cel Mare, că tu ești învierea și viața și odihna preotului. Și pst, s-a ridicat mortul. Unii spun că s-a ridicat și a spovedit un păcat pe care l-ar mai fi avut de spovedit. Dar tradiția spune că, de fapt, s-a ridicat pentru ca Sfântul Vasile cel Mare să poată să-l îmbrățișeze și să-și ceară iertare. Deci să țineți minte, învierea noastră este întâlnirea între Domnul cel Înviat și noi, care suntem nemuritori. Restul putem interpreta orice, dar mie din Ioan îmi place, apropo, e moarte. Când vreți să vă mângâiați inimioara și vă e dor de cineva, mie când mi-e dor de tata, mi-aduc aminte o traducere făcută de Marin Preda, culmea, primul text pe care l-am învățat pe de rost, din, nu știu multe, vreo două, din Scriptură, l-am învățat traducerea lui Marin Preda la frații Karamazov, motoul de la aia, tradus din paruschi, nu știu că știa Marin Preda rusă, dar ne abținem. Acolo scris este, amin, dar asta e traducerea. Amin, amin, adevăr grezi vouă. Bobul de grâu, dacă nu moare, stingher va fi, dar dacă moare, multă roadă va aduce. Oameni buni, moartea nu e dușmanul nostru, ne-a învățat greșit. Revin, amin, amin, adevăr grezi vouă. Bobul de grâu, dacă nu moare, stingher va fi. Gândiți-vă la singurătățile vieților îndelungate. Dar dacă moare, multă roadă va aduce. În traducerea liberă a lui Fimiu, la 3 ani de zile, când a văzut primul sicriu și a trebuit să-i explic cum e cu locuința, cu... Ce, băi, tati, m-am gândit, urâtă-i viața fără moarte. Vă doresc succes la o teză de doctorat. Urâtă-i viața fără moarte. Punct. Vă las. Mai gândiți-vă. Gata, Neluțu, că se face târziu. Poftiți-mă, nu, sigur, aveți cuvântul. Bună seara, Părinte Necula, bună seara, doamnelor și domnilor. Și, într-adevăr, nu este doar o seară bună, este o reală încântare. Și dacă mi-îngăduiți, Părinte, aș vrea să vă întreb, cum putem fi folositori în fiecare zi? Ne lăsându-ne folosiți. Am să vă dau exemplu și mulțumesc. Deci vă rog să mă înțelegem, putem să fim folositori și eu știu ce zic acum, când în fața unor nulități care se dau a tot știutor, tu zici, eu cunosc, că-s bătrân deja. Nu știu dacă ați remarcat dumneavoastră câți experți avem acum pe nutriție. Da? Băi, de nu ne pun ăștia să mâncăm, numai balegă uscată n-am mâncat, dar în rest totul ne schimbă toxinele.
Eu, având o prietenie de camarad foarte bun cu Mihaela Bilic, îmi place teribil, ca e Coslănina și Ceapa, domne. Asta zice, bă, vrei să slăbești? Muncește mai bun, frate, dă-ți la minte de lucru, fă asta. Mihaela e ca un vals, așa, știți, adică n-are grijață de nimeni. Deci, doamne, perfect, să ne lămurim amândoi. Funcțiile noastre umane dispar. E o bătrânică care urcă într-un autobuz la un moment dat și spune... Urcă și o țoapă. Pardon, o distinsă contemporană. Și aia a venit peste ea cu genți, cu partea dorsoventrală, cu cotul. Dă-i, bă, buca liniștită, stați acolo la jam. Lumea a început să se irite. Doamne, nu se poate. Dumneata, nu reacționezi, nu zici nimic. Nu se poate, doamne. La care bătrâna spune, ce îmi pare rău, zice. Cobor la prima, n-am timp să mă cert. Lumea crede că, vai de mine, dacă avea mai mult timp... Ne. Toți coborâm la prima. Că știm că coborâm la prima, nu ne lăsăm folosiți. Pe post, dă de rută. Alte poveste și cu asta închei, că mă bate, eu îl văd că semnalizează că sunt bătrân deja. Se spune, că întreb un pic de loc, nu știu dacă mi iese, dar dacă spar ceva, nu mă bag. Oricum le-au adus de acasă, că am înțeles că s-a sărăcit sediu. Dumnezeu să dea Dumnezeu sănătate celor care nu-i plătesc pe muncitorii din cultură. Sănătatea care le doresc eu în clipa asta. Amin. La un moment dat, un preot mai micuț așa de statură, mai mic, vine la, în parohie la un coleg de-a lui care era bine făcut, mânca bine, băut bine, dimineața sculată, e mort. Și vine la asta în parohie și zice, băi, urmărește-mă, atent ce predică, bagă acum, îi sparg pe ăștia. Vine, stai că asta chiar că o sparg. Vine și face asta în timp ce începe predica, zice, nu merge. Bă, bubui de la mare noastră, v-a speriat oamenii? Da, părinte, vă dați seama cum va fi la a doua venire, când vor bududui toate, vor trăsni, ăia în extaz acolo în parohie. Ăsta mic vine acasă la nevastă, zice, fii atent acum, mamă, ce predică fac duminică, îi sparg pe ăștia, îi rup. Nu, face slujba, cânta frumușel așa și când să înceapă slujba, pac, dă cu mâna în masă, niciun sunet. Ce, v-a speriat? Aia nu. Ce, păcat, ce predică vă băgam acum? Nu pumnul în masă face predica. Vreau să țineți minte asta și vă mai rog ceva. Învățați-vă să... Noi ne rugăm pentru conducătorii României, așa... Da? Ala, în general. Uneori nici nu știi dacă îi știi pe toți. Vă rog, nominalizați-vă conducătorii pentru care vă rugați. Că mâncă pâine de zgură cu lacrimi în băutură, în locul nostru. Ascultați-mă bine ce vă zic. Știu bine, pentru că stau lângă ei în anumite comisii și comisiuni și nu știu ce să fac, să râd, să plâng, vorba olea, că domne, ar fi, cum a zis ministru, când au furat mașina de poliție la Brașov, la Sibiu, și că, bă, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Vă rog frumos, nominalizați-vă oamenii din conducerea orașului. Eu îndrăznesc să vă spun, în primul rând, pe cei care aveți conștiința că nu vă iubesc, că nu vor binele comunității, că n-avem șpițuri cât îi doare pe câte unii. Băi, dar cu aia începeți? Că Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Știți? La un moment dat, studenții mei au ajuns la Vama Halmeu, între Ucraina și Ungaria. Da? Știți, Ungaria e vecină cu noi. Și la un moment dat ăștia disperați de un companie. Și am zis, băieți, opriți-vă, nici unii, nici alții nu ne pot iubi cât îi putem iubi noi. Dar nici ne pot urâ cât îi putem iubi noi. Mergeți și faceți-vă datoria. Domne, liniște totală, două zile numai. Ce ați făcut, băi? Părinte, ați avut dreptate. Indiferent cât de tare ne-au șicanat unii, nu vă spun care, că știți, ne-am comportat cu maximum de decență. Și unde n-au fost de acord să treacă cu tare familie, sau... i-am ajutat pe ăștia să-și revină, să stea liniștit, să se reîncadreze, să ia de la capăt. Cel mai mare rău pe care poți să-l faci unui om care te urăște este să-i faci binele. Atenție, a vota nu înseamnă că faci un bine. Dar înseamnă să-i faci binele. Vă rog să conștientizați. Domnul Hristos ne-a spus că suntem nemuritori. Încercați. E fundamental.
Restul sunt poveștile noastre de viață. Mulțumesc mult! Mulțumim, părinte! Eu mai scoate o întrebare de unde îl binecuvântam acum. Părinte, uitați-vă câtă bucurie! Cum erau fețele și fața mea când am început și acum... Am o explicație, da. Era supărat, că era agitat, că nu vine lumea. Uite, na. Eram supărat că e sala mică, știam... Nu? Să vă spun un lucru, acum vreau să o înțelegeți exact cum vă zic. Mi-a place să nu mai funcționeze nimic din camerele astea. Țineți minte ce vă spun. Am învățat în primii ani de facultate o frumoasă poveste despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur așa. Că un izvor poate să aprovizioneze o cetate, un sat, sau să-și reverse pur și simplu apele pe o câmpie pentru o pasăre călătoare. Izvorul păstrează aceeași valoare. Nu retingul ne mântuie. Inimile întoarse la Dumnezeu ne mântuie. Fiți cu minți. Dacă mergeți acasă mai liniștiți, mai zâmbitori și mai încrezători în ce aveți de făcut, eu sunt cel mai bucuros om din lume, că eu de numere m-am săturat. Aduceți-vă aminte câte milioane trebuia să semnăm referendumul pentru apărarea familiei care să fie validat. Nu? Iertați de 70 de ori câte 70, domnul, adică nici nu contează cifra. Mergeți bucuroși acasă. Atât e lucrul cel mai important. Și vă rog eu, dormiți bine. România este într-o stare de insomnie generalizată. Dormiți. Stați liniștiți. Eu tot râd cu ăștia care îți disperați. Dar dacă vine bomba nucleară, oricum n-avem ce face. Stați cu minți. Unde ne găsești, acolo ne punem jos și nani. Ca la Marius Orescu ăsta, papa, nani. Papa, nani. Nu încercați să luptați împotriva unor lucruri pe care nu sunt în mâna noastră. Iar eu mai știu un lucru. I-am auzit pe ăștia cum făceau comploturi și compoturi de misoluat. Vreau să știți că Dumnezeul nostru e și un Dumnezeu al istoriei. Nu doar al meta-istoriei. Așa că binecuvântat Dumnezeul nostru totdeauna. Amu și pururea și în veci de veci. Bine? Fără teamă. Eliore. Înainte, pardon. Lasă drum. Două mici mențiuni mai am de făcut. Colegii de la tineretul ortodox o să aibă două urne și când ieșiți puteți să donați 2-3 lei pentru că vine luna decembrie și am vrut să cumpărăm niște bocăncei pentru copii. Și acum, cei care aveți cărți, cei care doriți să treceți și să îi adresați un salut părintelui, uitați, urcăm pe aici, părintele semnează, coborâm pe acolo. Părinte profesor... Remarcați că e în continuare blocat pe chestia, intrăm pe o parte și pe alta, un circuit împotriva bolii. Da, așa se poate. Părinte Necula, ați vorbit înainte despre un poet al lui Hristos. Știu că sunteți profesor, că vă iubesc studenții și îi promovați așa cum puteți. Îmi îngăduiți ca într-o jumătate de minut să vă citesc o poezie a unui tânăr poet pe care îl prețuiesc foarte mult. Mulțumesc. Poem. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă mâna mea în mâna ta se cheamă păcat. Și a tăcut. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă buza mea pe buza ta se cheamă păcat. Și a tăcut. Și l-am întrebat, Doamne, Doamne, ce-i păcat, ce-i nepăcat? Și a tăcut. Să tac, mi-e frică. Să strig, mi-e frică. Ce să mă fac, căci mâna ta aripă de înger în aurul lumii, îmi pare. Ce să mă fac, căci buza ta... Răsfrângerea potirului în argintul ploii îmi pare. Mâna mea pe aripa îngerului, aurul lunii. Buza mea pe răsfrângerea potirului, argintul ploii. Tânărul poet care a scris aceste versuri este Constantin Necula.
Mai țineți minte? No, înțelegi care e limita, cu unde ești? Cu echilibru, cu, da? Ai priceput. Nu uitați să scrieți poezii. Deci fiecare vârstă poate scrie câte o poezie. La început scriem poezii despre te iubesc. După aceea scriem despre iartă-mă și spre sfârșit scriem despre mulțumesc. Eu am ajuns la sectorul mulțumesc. Vă mulțumesc frumos!